Bună seara, sunt Ana Pustiu și bine v-am regăsit la o nouă ediție a Dimensiunii Psi. În această seară vom aborda o temă inedită și anume dimensiunea spirituală și terapeutică a pelerinajelor. Vom dezbate această temă alături de invitații noștri, domnul părinte Adrian Singurov și domnul dr. Ovidiu Dragoș Argeșan. Bună seara! Bună seara! Haideți să începem cu o întrebare scurtă. Ce sunt pelerinajele? Mai degeaba domnul doctor să înceapă. Domnul doctor. Acum depinde despre ce pelerinaj vorbim. Pentru că pelerinaje pot să însemne multe. Pelerinaj presupune un drum inițiatic către ceva. Bineînțeles, noi fiind ortodoxi, asociem ideea de pelerinaje cu valorile spirituale ortodoxe. Adică, sfinți ortodoxi, preoți ortodoxi, mormântul sfânt, locuri sfinte care fac parte din tradiția și din spiritualitatea ortodoxă. Dar locuri de pelerinaje sunt multe. De exemplu, nigerienii, o parte din populația musulmană, o parte ortodoxă. Statul dă voie, adică plătește, pelerinajul ortodoxilor la Mormântul Sfânt și pelerinajul musulmanilor la Mecca. Tot pelerinajul e. Atât timp cât locul la care ajunge un om, un trăitor, ca să se mai apucă la pelerinajul, este un loc sacru. Deci pelerinajul este, de fapt, o cale către un loc sacru. Către un munte sfânt, către un lac sfânt, către un izvor sfânt, către un portal, către ceva sfânt. De fapt, pelerinaj, în opinia mea, înseamnă, de fapt, calea noastră către Dumnezeu. Adică am un speță, în cazul de față, promis că vă referiți, la calea către un loc sfânt situat în plan material, în lumea noastră materială. Biserica are, bineînțeles, definițiile bisericii sunt pentru oameni, sunt mai ușor de... pentru că oamenii se percepe mai ușor. Definițiile sunt clare, concise, simple. Pelerinajul, într-adevăr, este un drum, e o cale, către un loc sfânt sau către Sfinte Moaște, către Sfinți. Și care noi am împărțit în trei categorii. În funcție de locul unde merge pelerinul. Când merge către un sfânt, întotdeauna spunem că este... noi avem o atitudine de preacinstire față de Sfinți. Față de Maica Domnului avem venerare. Și atunci noi mergem în pelerinaj și către locul unde a fost Maica Domnului. Către mormântul Maicii Domnului, către icoane făcătoare de minunea de Maicii Domnului. Că avem o atitudine de venerare. Iar apoi către locurile sfinte unde chiar Dumnezeu a pășit, avem atitudinea de adorare. Și pelerinajul este, intră în alte categorie. Biserica însoțește întotdeauna drumul pelerinului prin preoți, binecuvintează întotdeauna pelerinajul. El nu este definit ca pelerinaj dacă nu are un început. Un punct B, de unde pornește pelerinul, către un punct C. Binecuvântarea preotului și a bisericii îi deschide calea pelerinului către un drum interior. Într-adevăr, inițiativ, cum spune domnul doctor. Acest drum deschis către lumea lui Dumnezeu, către stihii, cum spunea Noica, lumea stihiilor, este un drum interior de regăsire, un drum de reîntoarcere, pentru că noi, prin pelerinaj, înțelegem întreaga viața noastră. Și locul unde ajungem este un punct terminus în care noi trebuie, dacă în sinergie, fiindcă este împreună lucrare. Pelerinajul este o lucrare sfântă și este lucrarea lui Dumnezeu și a omului. Niciodată nu poți face un efort numai tu ca om. Ființa umană nu este autonomă. Ființa umană nu poate să ia decizii prin propria persoană. Noi suntem niște vase. Vase care le umplem de bine cu ce. Și atunci unde e liberare de chip?
Sigur că Domnul Doctor o să spună problema asta. Liberul arbitru este atunci când alegi cu ce să fii umplut. Cu Dumnezeu sau cu întuneric. Corect. Aici este liberul arbitru. Aici este. Și când tu ești umplut cu ceea ce trebuie... Bun, dar asta înseamnă că îmi exclude mie capacitatea de a raționa. Adică, ca să mă văd pe mine doar ca un vas fără nicio capacitate intelectuală. Și doar că, pe care îl umple Dumnezeu, mi se pare destul de... înseamnă că sunt o chestie foarte inferioară. Intelectual. E foarte bine că am lăsut din păi, intelectual, Dumnezeu m-a dotat cu o gândire pe care El mi-a dat-o, pe care eu trebuie să o învăț să o folosesc. Da? Etapele copilului sunt, se naște, e instinctual, nu știe decât să sugă, să mănânce, deci să facă caca. După aia trece, începe să bucure, începe să simtă, începe să aibă, să recunoască, să iubească, să aibă plăceri, neplăceri. Și după aia începe să raționeze. Deci rațiunea este superioară simțirii. Pentru că altfel am învățat mai întâi să raționăm și după aia să avem instincte. Deci faptul că biserica la un moment dat face, adică, cum să vă zic eu, îngrădește gândirea, este greșit. Pentru că gândirea este cel mai important lucru care este dat omului, este superioară. Deci nu gândim cu picioare, gândim cu capul. Cap, suflet, sex. Nu invers. Și atunci problema este că noi trebuie să învățăm să folosim gândirea. Iar prelinajul, părerea mea este că la un moment dat ne ajută să învățăm să ne folosim gândirea în Dumnezeu. Corect. Dar asta nu înseamnă nu că sunt... în biserica. Chiar întărim ceea ce spune biserica. Prin ceea ce a spus Domnul Doctor, așa este. Avem rațiune, sentiment și voință. Dar astea trei împreună lucrează în pelerinaj. Fiindcă nu sfinții numai sufletul și trupul în același timp. Și Duhul. Sunt trei entități care sunt trecute... Apostolul Pavel n-a spus trupul, a spus să fie întregi în voi. Și Duhul, și sufletul, și trupul vostru. Acestea trei împreună se sfințesc în timpul pelerinajului. E foarte corect, așa este. Dar rațiunea este deasupra, într-adevăr. Dar în dogmatică, de ce e trecut doar sufletul și trupul și n-apare și spiritul sau Duhul? E același lucru. Sufletul nu e același lucru cu Duhul. Nu este, asta așa este. Sufletul e scânteia divină. Perfect. Și atunci o mină trinitate. Fiindcă e mai simplu să spui că omul este o ființă dicotomică. Da. Și cum dar și pe mine nu mă interesează să spun că o ființă e dicotomică dacă, nu e, dacă ea nu e dicotomică. Ea e o trinitate. Trinitate. E făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci automat omul este o trinitate. N-are cum să fie o dualitate, pentru că atunci și Dumnezeu ar fi o dualitate. Pentru că sunt foarte multe învățături și dogme care se dau la anumite perioade ale omenirii și care se dau pentru anumite categorii de oameni. Bun, e adevărat. Dar știți, până și asta este greșit. Pentru că a mă exclude pe mine, pentru că nu sunt preot, de la o anumită cunoaștere, pentru că biserica consideră că eu nu sunt pregătit să o primesc, asta înseamnă că mă oprește pe mine de la evoluția mea spirituală. Ori, vă spun un adevăr. În momentul în care eu pot să pun adevăr pe toate taramele, cel mai mare adevăr, nu că pe care dețin, eu pot să spun tot numele. Dumnezeu să pune pe toate taramele. Nu o să rezumeze nimeni. Decât dacă a ajuns la nivelul să rezumeze cu el. Și asta cu chestia că nu spun oamenilor adevărul pentru că i-aș minti, e o prostie. Știi ce spunea, scuze, știi ce spunea Ilfaz Levi? Ilfaz Levi, care a fost un preot, care a fost... catolic. El a fost catolic și a fost excomunicat, evident. Că de-aia place de el. A zis așa. Nu vă temeți. Adevărul va fi întotdeauna, va rămâne întotdeauna ascuns celor răi și celor proști. Și ăsta e un adevăr. Și n-ai ce să faci, pentru că un adevăr, cât este mai sus, cu atât dacă e joc, nu poți să-l accesezi. Dar așa că ați fi teamă să spui adevărul, este greșit. Depinde. Nu este greșit. Iisus n-a vorbit niciodată în mod direct, a avut în parabolă. Pentru că accesarea conștientul omului este... O secundă. Corect. A vorbit în parabole. A vorbit în parabole. De ce? Pentru că el inițial venise pentru copii, pentru fii pierduți al lui Israel. Nu venise pentru toți oamenii. El a zis de la început, oare se cade ca pâinea pe care am venit să o dau copiilor, să o dau câinilor? De ce nu venise pentru câini? El venise pentru mântuirea poporului Israel. Pentru cei 144.000 de aleși. Corect. Și după ce a văzut credința... Cui? Să mai nenci.
a sutașului, a celor care l-au recunoscut, a celui de-al 10-lea lepros, care s-a întors și a mulțumit. De-abia atunci i-a sfătuit pe apostol să ducă să dea credința la neam. Dar înainte, nu. Era, duceți-vă și căutați oile pierdute ale lui Israel. Da, cum să-l contrazic, dar întotdeauna există o diplomație. Când un om are o părere și nu ești de acord cu el, poți să spui că poți completa, nu să-l contrazici. Ideea este că biserica spune în felul următor. Omul trebuie ajutat să se mântuiască. Vă dau o singură pildă scurtă și cuprinzătoare. Un pateric este un briliant care le umplește pe toate celelalte. Este vorba despre un duhovnic, un părinte care se ruga într-o mănăstire. Avea o vârstă înaintată și când se ruga, el apărea întotdeauna doi îngeri. Din smerenie, acest părinte, fiindcă așa învăța biserica, nu se uită la ei, îi ignora ca să nu cadă mândrie. Dar rugăciunea lui era de foc. El nu știa părintele, că acea cante era eretică pe care se ruga el. Era arian. Și Dumnezeu, în pronia lui, a făcut în așa fel încât să nu-mi tulbere pe părinte, a trimis un diacon la acea mănăstire să se pregătească de Academia Teologică din Constantinopol. Și era tânăr, făcea practică. Acest părinte era foarte învățat și l-a văzut pe părintele mai bătrân, și tot așa, din diplomație, în această înțelepciune care ți-o dă și harul, ți-o dă și rugăciunea, probabil, s-a uitat la el și s-a apropiat și a zis, părinte, dar vă să fiți și iertați. Ce mă bucur că vă avem lângă noi. Și bineînțeles că dumneavoastră știți că Mântuitorul are două fii, că sunt atrimare trei persoane, că nu s-a mers. Bineînțeles că dumneavoastră știți lucrurile astea. Dar mă bucur că suntem împreună și în felul acesta, fără să contrazică, i-a explicat de urma și învățătura adevărată. Părintele, când și-a dat seama ce se întâmplă cu el, a fugit imediat într-o cameră, s-a rugat, celălalt cum se ruga el de obicei, a apărut îngeri. De data asta a vorbit cu ei. Cinstiți îngeri, cum de m-ați lăsat? Tocmai pe mine, care atât de mult pentru Hristos eram, îmi dădeam și viața, se greșesc ca în eresie, ca orice se ia prin eresia, nu. Și o voce din cer. Îngerii n-au răspuns. Pentru că Părinte Cosma, chema, așa s-a rânduit ca om pe om să se îndrepte, să mântuiască. Asta e o învățătură pe care o avem noi la bază. Om pe om se mântuiește, om pe om se îndreptează. Nimeni nu este depozitarul absolut al adevărului. Nimeni nu poate să spună, de aceea și biserica este o poruncească. Întotdeauna noi ne rugăm împreună, noi căutăm adevărul împreună. Nimeni nu poate să ajungă altă lucru delicat, să ajungă direct la tronul Sfintei Treimi. Niciodată nu-i permis lucrul acesta. Bineînțeles că să spună Domnul Doctor, acum altceva. Ilie, Enoch, Solomon, astea sunt povești. Deci, cum nu a ajuns direct? Nu. Adică, prin îngeri, nu e adevărat îngeri. Nu e adevărat. Solomon a ținut și toți trei au ținut postul lui de 40 de zile. E cel care te apropie de pragul morții și atunci te întâlnești direct cu Dumnezeu. Și e, sigur. Absolut din prima. Deci au trecut de drepte. Absolut și ce dacă. Dar au ajuns. Pe mine mă interesează. Ei s-au dus. Deci ei au vrut să ducă și s-au dus. În altă linie de idei. Ca să nu rămână lumea să înțeleagă greșit apropo de... că eu n-am înțeles exact contextul în care ați vorbit despre erezie, când eu spuneam și eu recunosc și natura umană și divină a lui Hristos și treimea. Ca să nu avem discuții apropo de erezie. Fără niciun apropo. Așa. Bun. Ideea este, credeți că nu sunt oameni care au acces la îngeri? Și eu am crescut în aceeași idee în ortodoxie și este greșită. Pentru că ortodoxia ne învață, ortodoxia este un fel de miez care are acces, singura care are acces la Înger, singura care are acces la Dumnezeu, singura care poate să facă ce să facă.
Ei. Nu vă dați afli în smerenie. Nimeni din Ortodoxie nu își arogă această capacitate. Cum, domnule, când Ortodoxia nu poate, deci trebuia să vină Dalai Lama în București și i-a oprit, biserica i-a oprit venirea lui Dalai Lama în București. De ce? De ce ți-e frică? Ți-e frică? Păi înseamnă că ți-e frică? Mie nu mi-ar fi frică. A fost litera, nu Duhul. În Duh, biserica nu a solicitat o părere oficială a Sfântului Sinod. În momentul în care se iau decizie la nivelul ăsta, se ia sub alt imperiu, mai mult politic, mai mult de altul. Ce treaba avea Dalai Lama cu PSD-ul sau cu PDL-ul? E un teren... Deci n-are. N-are. Este. N-are. Este. În primul rând că Dalai Lama ia politic. Nu chiar. Eu sunt convins. Așa trebuie să fie politic, dar este perceput politic. Ai problema lor. Și se folosesc de el politic. Aia este altceva. Faptul că se duce în Statele Unite, faptul că se duce în altă parte. Asta este altă problemă. Dar nu poți să refuzi niște oameni care vor să cunoască un om. Păi, că văd că s-au dus... Ce a făcut biserica când au ambitica venit la Dalai Lama? Au plecat toți în Ungaria. Eu n-am fost, că nu mă interesează. Eu pot să-l primesc cu Dalai Lama și să-l mătrez fel și altă. Și ce a făcut? S-au dus toți la Budapest. Românii toți s-au dus. Înțelegeți-vă? Este o greșeală. În loc, eu, da? Să zicem că eu sunt biserică, da? Băi, vino și spune ce ai de spus. Dă exemplu. Hristos n-a făcut altfel. Ei, aici avem exemple bune. Ecumenismul în care este văzut foarte greșit, ca o erezie. Ecumenismul nu este o erezie. Nu este o erezie, așa este. Ecumenismul tocmai lasă loc acestui dialog. Nu este împreună rugăciune. Hristos e toleranță. Exact, toleranță. Trebuie să dai și întotdeauna pe celălalt să-i spună punctul de vedere. Singurul ortodox adevărat a fost Hristos, restul sunt copii. Pentru că niciunul n-a făcut. Păi vă dau un exemplu. N-a omorât Hristos pe cineva? Da. Pe cine? Toți sinedrii. Nu e omorât. A, de omorât? De omorât. Nu. Omorât. Nu. I-a vădut. Nu i-a vădut. Ce-a făcut? Biciu. Nu, a dărâmat tarabe, dar n-a dat un oameni. Eu nu cred. Dar sunt tu pentru ce a făcut prima oară când a înființat mănăstirea. Cu cei doi care au ascuns banii. Au venit? Ana și nu mai știu cum îi chema? Pentru că au... S-a rugat rugăciunea, a cerut dreptatea lui Dumnezeu și îngerii au hotărât că așa trebuie să se întâmple atunci. Deci nu e. Nu. Deci nimeni n-avea de unde să știe ce se va întâmpla. Am înțeles. Se întâmplă și la noi când se roagă cineva, vine la preot și spune Părinte, mi-a făcut cu tare, cu tare. Noi nu avem rugăciuni de peste, nu avem rugăciuni, dar nu există în liturghie așa ceva. Că vine aia și spune Catis că vreau să moară tanța, că mi-a luat bărbatul, noi nu se facem a ferească Dumnezeu. Noi avem rugăciuni pentru îngânzirea vrăjmașilor. Dar dacă rugăciunea femeii și gândul ei este atât de pornit către o anumită persoană, s-ar putea într-adevăr... Dacă are dreptate și se face justiție divină, da. Se poate ajunge acolo. Dar nu preotul, nu biserica face asta. Nici Petru sau Apostol Petru n-a omorât pe cineva. Haideți să revenim la Consiliul din această seară. De ce sunt utile pelerinajele în evoluția noastră spirituală? O secundă, acum vreau să-ți spun. Ei, foarte scurt. Pelerinajul este omul când se naște, devine pelerin. Ai născut, ai murit. Punct de pornire, punct de final. Pornești când te naști cu binecuvântare, nu există altfel să nască unul. Decât cu binecuvântare, pentru că fiecare are o misiune și ți-o știe foarte bine și maestru, are o misiune pe pământ. Deci e binecuvântat. Când ai murit, iar atunci când este menit să mori. Acesta e un pelerinaj. Orice alt lucru care imită viața și încercăm să ne îndreptăm viața, care poate să devieze la linia ei inițială, prin pelerinaj căutăm să îndreptăm destinul nostru. Deci e clar că este ca o viață. Retrăim viața, ne încercăm să ne regăsim. Deci este foarte simplu, asta este pelerinajul. Lucrurile sunt simple. Eu pelerinajul le pot să sunt practica terapeutică. Adică, nu trimit oameni în pelerinaj. De ce? Unu, pentru că este un efort pe care îl fac și prin asta dovedesc că ei vor să se schimbe. Un om trebuie mai întâi de toate să vrea să schimbe. Adică e ca un test. Vrei să te schimbi? Perfect. Du-te, fă de liturghii, du-te-l pelerinaj, du-te. Și omul dacă vrea să se schimbe, face. Și asta mie îmi dă, cel puțin ca terapeut, certitudinea că omul este pregătit să schimbe.
Dar pe lângă asta este un efort pe care îl face. Părintele Agatul spunea că pe drumul spre mănăstire se transformă în covoare de trandafiri sau ceva de genul, nu mai știu exact. Părintele Cleopa vorbea de asta, că faptul că cheltui bani, faptul că e un efort, faptul că dormi pe cine știe unde, faptul că toate astea, eforturile astea sunt răsplătite de Dumnezeu, pentru că e ca și cum, ca și cum să zicem, e ziua ta și vine cineva de foarte departe să te vadă. Nu te bucuri? Parcă te bucuri mai mult de unul care vine de la 500 de kilometri decât de la care stă lângă casa ta. Și atunci, evident, efortul lor este răsplătit de Dumnezeu. Pe lângă asta, în pelerinajele astea, oamenii se întâlnesc unii cu alții. Cum ne-am întâlnit unii cu alții în pelerinaje la Ierusalim? Și ne-am cunoscut, da? Ei, în pelerinaje faci schimb de opinii. Chiar dacă câteodată apar divergențele de opinie, că eu am impresia că e așa, că eu am impresia că e așa. Ei, în realitate, în perspectivă, este bine. Eu, la un moment dat, făceam problemă, ce se întâmplă dacă spui un adevăr și îți mintești? Și trebuie să-ți asumi treaba asta. Bun. Poți să spui o greșeală și să induci. Ei, se întâmplă următorul fenomen. În momentul în care spui un adevăr și omul înțelege greșit, asta se numește smintire, automat Universul va conlucra, pentru că i-am spus ceea ce era corect, dar el a înțeles greșit, da? Bun. Va conlucra să-i răspundă omului respectiv și să-l facă să înțeleagă adevărul. Deci pune și în perspectivă. Chiar dacă mesajul meu este înțeles greșit, Universul, Dumnezeu, Îngerii, vor conlucra ca să facă pe omul respectiv să înțeleagă bine. Deci până la urmă, cel care ne deschide nou capul ca să înțelegem anumite lucruri, până la urmă tot Dumnezeu. Iar în cazul în care se zice, eu greșesc un lucru, atunci voi fi obligat să-l repar. Asta e mai greu în momentul în care scrii. Și în momentul în care scrii, trebuie să-ți asuri răspunderea a ceea ce scrii. Pentru că nu se pune problema acum, ci de mai încolo. Deci în momentul în care ai făcut, ai spus un singur lucru greșit, dacă nu în viața asta, și tot va trebui să-l repar altă dată. Mă rog, aici și apar divergențe de opinii. Nu, este o viziune completă, da. Bine, s-ar putea spune. Că în pelerinaj depinde ce înțelegem. Dacă luăm forma văzută, e într-adevăr și drum inițiatic, este o mulțime. E bine să fie făcut pelerinajul, deci asta o categorie care nu ne-am gândit. Pelerinajul de unul singur. Atunci când, într-adevăr, în viață se întâmplă lucruri crunte și trebuie să ajungi să schimbi urgent ceva. Atunci, într-adevăr, este o excepție. Exact ca nebunii lui Hristos. Nu sunt categorii de nicăieri. Nu sunt judecați de biserică. E o categorie specială. Cum stătea care urca în genunchi? La Medjugorje sau nu știu unde se la Medjugorje și la mănăstire. Nu mai era voie. Nu ne mai dat. Era o mănăstire pe aici. Nu ne mai dat voie. Era un ritual de... De trei ori genunchi. Și nu le mai dă voie biserică. Da, sunt armeni acolo, nu e... Nu! Sunt și ortodoxi care mai dă voie. Deci se consideră ca fiind arhaice. Deși... Sunt arhaice, corect. Dar să știți, ca și... Nu este că acum fac treaba părintele. Ca și rezultat, din punct de vedere al terapiei, sunt foarte bune. Asta pot să vă spun. Dar, într-adevăr, sunt arhaici ce se vezi că unii că merg în genunchi în jurul mănăstirii de trei ori și fac nu știu mai ce. Dar, ca efect terapeutic, foarte bun. Cine participă la aceste pelerinaje? Un om normal, un om care nu are probleme. Participă? Asta când zic eu. Pelerinajele sunt referențe de turist și pelerinaj. Pelerinajul este cel care a pornit o călătorie spirituală. Și, bineînțeles, cu binecuvântarea duhovnicului. Asta este ideea pelerinajului. Ce am spus, de un punctul A, punctul B. În momentul în care tu te deplasezi să vezi ceva, sau că ai auzit ceva, chiar dacă ai emoții, să zic emoții spirituale, religioase, la unii pelerinaj, e turist. Pelerinaj e omul care a ieșit deja într-o lume paralelă, atemporală, călătorește în acea lume, cu simțurile în sinestezie, când ești conectat la lumea
lui Dumnezeu, în lumea îngerilor și tot parcursul acesta pelerinajului tu ești în forma vizibilă, aparent, acolo. Tu, de fapt, ești deja ajuns. Pelerinajul este drumul acelui care s-a regăsit, care este deja pornit și a și ajuns înainte să ajungă, să pornească din punctul A. Asta e pelerinajul religios. Eu nu sunt de acord. De ce? Pentru că, prin natura lui, pelerinajul include un loc sfânt. Un loc spiritual. Bun. Dom'le, eu sunt turist. Dar dacă eu, ca turist, conștient, aleg să mă duc la un loc sfânt, înseamnă că undeva în mine mă trage sufletul către un loc sfânt. Și asta înseamnă că undeva, chiar dacă eu nu sunt conștient, am acea atracție către spiritualitate. Adică se întâmplă următorul fenomen. Mă duc la Mărântul Sfânt. Bun. Fac o excursie în Ierusalim. Vreau, mă gândesc eu că vreau să... Bă, dar de ce nu m-am dus pe plaja din... cum se cheamă? Bora Bora. De ce nu m-am dus în altă? De ce te duci în Ierusalim? Unde sunt tot arabe pe mormântul, pe drumul Crucii, unde se vând toate prostiile acolo. Dar de ce în Ierusalim și nu în China? De ce în Ierusalim și în altă parte? E clar că tu ești pregătit pe undeva în nivel interior să întâlnești pe Hristos. Pentru că altfel n-ai rezonat. Deci ceea ce se întâmplă în universul ăsta material, se întâmplă pe principiul rezonanței. Asta nu mai poate să zică și nu mai poate să conteste absolut nimeni. Deci, automat, cineva care se duce în Ierusalim, se duce pentru că ceva trebuie să ajungă. Și asta nu înseamnă, asta nu poate să fie decât Hristos. Da. Dar tot acolo ajungem. Sau curiozitatea. Sau nevoia de certitudine. Sau ceva. Dar e clar că înăuntru lui... Știți cum e? Cum se spune? Doamne, în momentul în care ai început să-L cauți pe Dumnezeu, înseamnă că l-ai găsit. Pentru că în momentul în care începi să-L cauți pe Dumnezeu, înseamnă că tu în tine știi că mai există altceva decât ceea ce vezi și simți. Și atunci, orice om care se duce, de fapt, într-un pelerinaj, este, de fapt, pregătit să întâlnească pe Dumnezeu. Da, și dar însă sunt pe măsură că nu... Cel care pornește în pelerinaj pregătit, spiritual, duhovnicește, temeinic înainte, bineînțeles că darurile care le primește sunt pe măsură. Cei care pornește la jumate, că sunt de carul rugăciunii la Paști. Și cei care au venit în 11 la ceas, veți fi la fel de recompensați de Hristos, ca și cei care au venit de prima dată. Așa și acum. În pelerinaj, dacă ai ajuns dintr-o pornire lăuntrică și ești în apropiere de Ierusalim și imediat ai intrat și în biserică, nu poți să spui că nu te împărtășești de puterea Duhului Sfânt, de un dar. Este imposibil. Însă, nu e pe măsura darurile care le primești, care așa cum ai primit de la început în pelerinaj. E ceva normal. Care sunt așteptările pelerinilor? Oh, Doamne, fiecare este un univers, asta nu este, pentru fiecare om, o lume își face încercarea. Fiecare un univers propriu, nu poți să dai rețete. De aceea, la noi și canoanele sunt orientative, niciodată. Sunt, probabil, unii care greșesc și de acord după listă, după carte. Și, vedeți, nu e normal. Fiecare om este un univers și trebuie să aibă propriul drum, propria cale, să se deschidă în mod specific și personal. Hristos e persoană. Și natural. Crești natural. Hristos e persoană. Te adresezi unei persoane, tu ca persoană. De aceea așteptările sunt absolut infinite. Acum depinde de ce se duc. Sunt oameni care se duc să se vindece pentru că sunt bolnavi. Sunt oameni care se duc că au probleme și nu fac copii. Sunt oameni care se duc că nu se căsătoresc. Sunt oameni care se duc de curiositate. Sunt oameni că, mă rog, erau avalul. Sunt oameni, depinde de motivație. Care nu au probleme. Absolut. Sunt oameni pe care simt să duc acolo, simt că este altceva, simt să se curețe, simt că... cum să vă zic eu? Și mai am problemă. La un moment dat, când încep să lucrezi, adică să simți energiile astea de vibrație mai înaltă, care sunt deosebite de energiile în care trăim noi, încep să te bucuri. E ca atunci ca după ce faci baie, da? Vii din pelerinaj, ai altă vibrație, ai altă curățenie, ai altă gândire. Gândirea e alta. Deci, eu personal, dacă n-am fost la Mormântul Sfânt, mi-a zis un reporter, domnule, o să vedeți că o să vă întâlnesc de două săptămâni să vă reveniți după ce veniți aici. Ia mă, ca fenergie înaltă, nu am eu problemă asta. Am ajuns acolo, 4 zile
a trebuit să mă obișnuiesc cu vibrația aia și mi-a trebuit 2 săptămâni să revin pe pământ. Deci problema este și adevărat, în momentul în care te întorci, îți rămâne așa o fel de senzație de paradis pierdut. Și ți apare dorința să te reîntorci. De ce? Pentru că e ca și cum te întorci la unitatea acasă. Inițială, acasă. Acasă, locurile simte sunt acasă. Și atunci, fără să vei, nu poți să le găsești. Bine, cel mai frumos ar fi să găsim un loc sfânt în mijlocul unui oraș. Perfect. Astea sunt moaștele. Sau ar trebui să fie, mă rog, din cele 11.000 de degete ale Sfântul Nicolae, să o găsi unul care să fie sfânt. Așa. Deci sunt moaștele Sfinților. Nu toate. Dar mare parte sunt special îngăduite de așa ceva, ca să ai un oază de lumină, inclusiv în mijlocul nebuniei care trăim noi. Întrebarea e una. Fiecare călărie, de fapt, în realitate, are o singură dorință și o singură întrebare. E ascunsă. Bine, noi nu știm. Acea dorință, acea forță care ne împinge către un loc sfânt, acea forță care ne împinge să ne căutăm unul pe altul, aici maestru și tricolorul știe mai bine, regăsirea celuilalt. Nu cauți un om. Cauți exact acest paradis pierdut. Cauți locul de unde ai căzut. Noi nu evoluăm, noi involuăm. Cădem din lumina de unde a pornit. Omul în maturitate trebuie să ne depărtează de origine, de sursă, de matrice, de lumină. Noi suntem influențați de clișee, de ceea ce ne învață. Prin sinciul noastră avem acești factori externi care ne modelează caracterul și felul de a fi. Nu mai suntem natural lumină. Nu mai suntem. Nu trebuie să fim lumină, să plutim. Așa am fost concepuți, lăsat de Dumnezeu, cu 12 cartele de ADN. Numai 2 într-o minune acum se întâmplă să funcționeze. Deci nu mai suntem ce ar trebui. Și atunci în pelerinaj și cauți să te întorci la acest paradis pierdut. Dar asta este dorința noastră. Regăsirea paradisului în brațele iubite, soției sau soțului, același paradis îl căutăm. Este androgenul, este Adam și Eva. E tot o imagine de paradis. Nu e altceva. Locul de pelerinaj este grădina unde cei doi au fost. Tot un paradis. Noi asta căutăm și fericirea, până la urmă, tot acolo este. Și pelerinajul este ceva firesc, este ceva foarte natural și părerea mea este că e o formă de, și de terapie și de îndreptare. Dar din punct de vedere științific, ce sunt moaștele? O, Doamne. Aici cred că trebuie să răspund eu, pentru că biserica încă n-are răspunsul și nici nu le caută. Biserica a rămas, problema de Sfântul Ioan Damaschin și se bazează încă pe dogmatica Sfântului Ioan Damaschin, pentru că din anii 500 și până acum s-a mai descoperit nimic, adică toți ei l-au stat niște idioți. Din punct de vedere științific, mă rog, există o vibrație, tot în Universul ăsta este vibrație. Tot ce pot să vă spun e că la ora actuală, rușii sunt în fața noastră cu mult, au reușit să decripteze. Există cod de bare, inclusiv la moaște de sfinți, dacă vreți să știți. Cod de bare la icoane făcătoare de mine, ăsta l-a făcut rușii. Și-au dat seama că tot Universul, care este un univers bipolar, poate fi transformat în 0 și 1. Asta a fost una dintre problemele pe care le-a avut Vaticanul când a descoperit asta, cum se cheamă? Codul de aici? Nu. Manuscrisele lui Einstein, pentru că Einstein descoperise că există chiar o formulă. Mi se pare că a iubirii. Și atunci la moaște le-a spus. Bun. De ce? Pentru că totul este 0-1. În Universul ăsta material. Nu vorbesc de iubirea spirituală. Eu vorbesc de Universul material. Și atunci, că de moaște, moaștele sunt oase. Sper că asta nu poate să conteste nimeni că sunt oase. Da? Bun. Ei, și tot este... Gata, da? Și spune mă. Și nu numai. Și piele, și păr, și de toate. Bun. Deci sunt... Deci există acest cod de bară. Acest cod de bară îți face doar, îți arată doar care o anumită frecvență. Bun. Tot Universul ăsta sunt frecvențe. De la cele mai joase, demonice, la cele mai înalte, divin. Bun. Ei, sfinții sunt gândirea. Deci, ce înseamnă gândire pozitivă? Înseamnă că crezi vibrația creierului, vibrația gândirii. Dar dacă îți iau o vibrație, nu știu, peste 50-60, de la peste 60, genile, ceva de genul ăsta. E vorba de cum vibrează creierul. Ei, și sfinții sunt persoane care și-au adus corpul prin post. Postul ce înseamnă? Că nu mănânc carne. Vibrație joasă. Înseamnă că mănânc ce? Hrană vie.
legume, ale. Rugăciunea ce înseamnă? Gândire pozitivă. Că rugăciunea în esență este pozitivă. Mai puțin saltirea care e negativă, care blesteme, mai puțin molitele Sfântului Vasile care sunt negative, care blesteme. Și mijlocul molitelor. Da? Și dezlegările de farmeci și magie care sunt negative, mă rog, sunt mai multe. Bun. În afară de astea, restul sunt pozitive. Eu, de exemplu, personal, iubesc acatistul, slavă Lui Dumnezeu, pentru toată Dumnezeu, este de cer 10. Spreosebire de alte care se, mă rog, s-au păstrat. Nu simt, putem să le păstrăm acolo frumos în bibliotecă, nu mai pot să mă ating de multe, pentru că sunt negative. Bun, revenim. Ei făcând rugăciune și mai ales rugăciunea, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, nu pe mine, păcătosul, că aia se numește condiționare negativă. În momentul în care eu zic, miluiește-mă pe mine, păcătosul, e clar că mă conectez la păcat și e clar, nu e smerenie, e prostie. Pentru că adevărata smerenie nu înseamnă să zic că eu sunt un păcătos. Adevărata smerenie este să-mi știu locul în univers, în raport cu ceilalți oameni, în raport cu Dumnezeu, în raport cu divinitatea, în raport cu toți, să am exemplu pe Hristos, demnitatea Lui, că El nu s-a lăsat. Dar e o tehnică. Bun. Miluiește-mă pe păcătosul. Nu, fără păcătosul. Nu sunt de acord cu păcătosul. De ce? Nu pentru că nu suntem păcătoși. Clar sunt păcătos. Dar în momentul în care spun păcătosul, păcătosul este un cuvânt cu conotație negativă. Și această conotație negativă se va transcrie unde? În mine. Cum ajunge în Rai fără să lovești iadul, să te plătești? Dar nu trebuie să lovească iadul. Iată, ai greșit. Ce? Balonul trebuie să lovească iadul? Balonul trebuie să sprijine în pământ? Eu trebuie să fiu ca un balon. Balonul este eliberat de păcate. În momentul în care te eliberezi de unele altele, te ridici foarte frumos. Nu trebuie să mă sprijin să dau un iad ca să mă ridic în Rai. Nu! Eu trebuie să mă conectez la Dumnezeu fără să mă... Știți ceva? Nici măcar nu trebuie să mă mai gândesc la iad. Demonul are putere pentru că eu dau eu. Da, dar fără eu nu s-ar mântui nimeni. Ba da, e greșit. E greșit pe ideea asta. Un singur exemplu în istoria omenirii în care cineva n-a avut nevoie de iad ca să ajungă în Rai. Și a ajuns instantaneu. Bine, asta e adevărat. Dar asta e problema. Nu, asta se pune problema de cei care au căzut. De cei care au căzut au nevoie de iad ca să se ridice în Rai. Dar cei n-au căzut n-au nevoie de iad. Omul, umanitatea e căzută. Deci umanitatea este căzută de la început, de mai demult. Dar, evident, dar nu este vorba de natura, de necesitatea demonului. Dar revenim un pic la Sfinți. Deci, ei au ajuns la un anumit nivel de gândire, la un anumit nivel de vibrație. Acel nivel de vibrație provoacă să nu se mai dezvolte bacteriile, deci ele mor. Și virusii. Și în momentul în care omul respectiv moare, putrezirea se produce dinăuntru în afară. Adică de la bacteriile din corp spre exterior. Alea nemai putându-i se dezvolta din cauza vibrației, mor. Și omul respectiv se mumifică. Efectiv, pierde apa și se mumifică. Evident că rămâne poartă către vibrația la care a ajuns sufletul. Pentru că tot ce e a meu rămâne conectat la mine. Evident că Sfântul respectiv, deci că moaștele Sfântului respectiv, rămân conectate la nivelul spiritual la care a ajuns Sfântul. Numai că vreau să vă spun ceva. Asta este partea frumoasă. Evident că putem să luăm energie de la moaștele Sfântului, pentru că are vibrația Sfântului respectiv. Partea urâtă este că noi ne achităm de fapt impuritățile unui Sfânt. Pentru că dacă era cu adevărat Sfânt cu totul, se ridica la cer cu totul. Adică se transforma în lumină. Și dacă a avut o misiune, adică Sfinții au apărut mult după moartea lor moaștele, pentru că atunci a rânduit Dumnezeu să apară, fiindcă avea nevoie aceste moaștele. Noi, de exemplu, în biserică nu putem face liturghie fără Sfintele noastre. Și asta nu e de acum. Asta a fost încă din secolul... Asta e de liturghia lui Hristos. Deci prima oară, da. Liturghie, când s-a făcut după ce s-a înălțat Hristos, a fost să adune niște moaște de Sfinți. Părinte! Chiar așa e. A fost povești! Nu? Deci, păi o secundă. Deci, se ridică Mântuitorul la cer, da? Bun. Și rămâne apostol. Și se întâlnește la prima zi de ceaie. Și erau cei 12, da? Bun. Moare Iuda. Trag la sorți. Și acolo, când am tras la sorți, erau și vreo două moaște. Părinte, nu se va. Moaștea, de exemplu, apostolul Iacov, care a avut cea mai lungă liturghie de 6 ore. Părinte, liturghia asta cea înainte de apostolul Iacov. El a făcut prima liturghie din istorie. El a făcut liturghia lui. Da. Dar nu aia liturghie adevărată. El și-a făcut. Părinte, pot să fac și o liturghie? Să fie liturghia lui Argeșanu? Am voie? Depinde de definiția termenului.
Deci ce este liturghie? Da, liturghia care nu înseamnă sacrificiu, transformarea pâinii în vin, în vin, în pâine și vinul în Sfântul Hristos. Și, da. Asta care este o sfântă taină. Dacă eliminăm acest aspect, atunci nu mai este sfântă taină, oricine poate să o facă, ca o comemorare. Înțeleg, liturghia este un fel de a fi în liturghie după liturghie. Bun. Și cine face această transformare? Duhul Sfânt prin mâna preotului. Nu. Un înger Hristos? Hristos? Da, mâna preotului. Așa, Hristos. Da, așa este. Bun. Deci Hristos. Și atunci eu pot să am o relație așa cu Hristos, personal? Absolut. Și Hristos poate să sfințească prin mine și dacă nu sunt preot? Nu. De ce? N-are voie. Poate să fii mai bun. Până că... Deci Hristos n-are voie. Există... Nu e așa, nu e așa. Nu știu foarte bine cum, unde se caută să ajungă. Nu, pentru că din smerenie s-a ales să aleagă pe nenorocitul de păcătos să-l facă preot, iar Sfântul acesta vine și el de împărtășania. Asta e o formă de smerenie și care vorbeam noi cu omul corect, să se îndrepteze. Corect. Bun, dar luăm împărtășania din primele vreme, da? Da. Aia era sângele și trupul Mântuitorului? Absolut era, nu? Bun. Și o făceau numai preoții sau numai apostoli? Sau o făceau și oamenii simpli? Numai apostolii și urmașilor care erau episcopi. Deci, preoți. Nu se puteau întâlni oameni să vorbească numele lui Hristos și să împărtășească numele lui? Se puteau întâlni. Dar nu se puteau împărtăși. Și zice undeva Hristos, când doi sunt și vorbesc în numele meu, voi fi și eu cu ei? Spune, absolut adevărat. Spune undeva că trebuie să fie preot ca să fie și eu cu ei? El, când a spus păceți asta numele meu, da, a spus celor 12 apostoli, n-a spus celor 3.000 care a adus apostol Petru mai târziu. Și asta e adevărat. Ai zis că sunt un bun teoretician, n-am ce face, apăr cu sângele da, meu. Da, mi se pare corect. E numai că părerea mea este că la natalinia lui Hristos, ce vrea să fac și prin cine vreau să manifestă. Și mai dau un exemplu. E posibil. Spune Hristos așa, zice Hristos așa. Adevărat vă spun vouă, Dumnezeu poate să facă din pietrele astea se vorbească fia lui Adam, da, a lui Avram. A lui Avram. Corect? A fost un caz în favoare acestui aspect, un caz care a fost discutat în biserică și chiar în Sfântul Sinod. Un excepțional, un caz unic. După război, numai erau într-un sat, era abandonat, s-au întors oamenii și nu aveau preot. Vine un om plecat, un preot, ce este să-mi preot? N-aveți să... Cum să-mi părinte veniți încoace? Și l-a pus pe acel părinte să facă slujbe. Era după vreo 20 ceva de ani. Bătrânul om, trec serii de botezuri, de cunonii, de taine, oamenii erau cu nas botezați, împărtășiți și mormântați de părintele ăsta. La un moment dat, printr-o minune, se află că părintele nu era preot. S-a discutat imediat în sinod, era un caz fantastic. Ce făceau? Anulau toate mormântările, toate cunonii. A fost un lucru fantastic. S-au rugat tot sinodul și cu multă rugă, după 3 zile, au spus că sunt tainele valide. Dar este un caz singular, este o excepție. Părinte, știți ce a precedent? Din hirotonie, da, precedent, așa este. Mi-a zis un precedent, să rămân. Nu știu dacă... Mi-a zis un precedent. Vreau să vă spun ceva. Mi-a zborat acum. Dar foloseau exact rânduirile, exact ce scria în cartea, nu se abătea. Deci, a, ce vreau să vă spun. La un moment dat, asta întreba Mântuitorul de către apostoli. Este un om care scoate demoni în numele tău. Da. Și a zis Mântuitorul, dacă este cu mine, nu poate să fie împotriva mea. Și în aceeași, mai încolo spune... Spune că vor fi mulți care vor propăi numele meu. Corect. Dar spune următoarea problemă. Și aici intervine. Cum îți dai seama? Și acum mă dudă cu mine risipește. Ai altceva. Păi dar, aici. Da, dar... deci apar cele două valențe. Două. Poți să propovăduiești în numele lui Hristos și să fii de-a lui, dar poți să propovăduiești în numele lui Hristos și să nu fii de-a lui. Da, propovăduirea e una. Tainele sunt una, propovăduire. Orice creștin poate să propovăduie. Oricine poate să predice cu binecuvântarea preotului. Oricine poate să... Aici nu sunt de acord. Dar tainele e un pic delicat. Nu, eu este... nu sunt de acord. Eu am zis excepție. Aia nu e regulă. Da, dar excepțiile sunt de la Dumnezeu, de la Dumnezeu. Nu putem generaliza că atunci ar fi haos, Dumnezeu este ordine. Corect, Dumnezeu este ordine, dar admițând că ceva se întâmplă. Să zicem, avem voie să facem exerciții de gândire? Obligatoriu. Bun. Și noi astăzi sunteți Dumnezeu.
Putem să ne ridicăm. O și perioadă. Este aici Dumnezeu lângă noi. Este, sigur că este. Și eu am un aparat. Da. Care nu-și mai face bine treaba. Din anumite considerente. Așa. Că sunt bani, că sunt cavouri de 15.000 de euro, că sunt lumânări pe sub mână, că sunt, că sunt. Am voie să-mi crezi în alt sistem de propăduire? Nu trebuie să răspundeți, părinte. Ba nu, nu, nu e voie. Nu trebuie să răspundeți. Îndreptăm sistemul ăsta, nu facem altul. Aia? E așa, deci, ajungem iar în ce am spus noi, în haos. În haos. Îndreptăm sistemul. Vă dau un exemplu. Iudaismul lasă pe anumită cale, corect? Da. Corect. Și făceau un anumit lucru corect, da, cu ruptul hainelor, cu lapidări, cu... Corect? Da, e și ce a făcut Dumnezeu? A creat un alt sistem prin Hristos? Nu. Ba da. Nu. Ba da. Nu-i... La completat. E un pic diferit. Păi și eu mă gândesc. N-am venit să scrieți legea. Nu, și eu am venit să vă completez un pic biserica. Da, dar trebuie să fii Mesia pentru asta. Nu sunt Mesia. Atunci e o problemă. Da, e pe la ușa asta. Vorba de autoritate. Nu, sistemul este același. Nu există altul. Hristos n-a scris o literă cu mâna lui, din respect față de Dumnezeu, de Tatălui, care a dat legea pentru veșnicie. Nu putea să ne-a dus de altă lege. S-a scris o dată prin foc pe cele de două. Primele au fost făcute praf de Moise, că s-a enervat. S-a dus din nou, Dumnezeu a îngăduit și nebunia asta. Oamenii a zis că nu sunt sănătoși, hai să îi înțelegem. Nu înțelegea pe atunci, trebuia să întrupeze într-un om Dumnezeu ca să înțeleagă firea omului. Că noi nu suntem normali. Și s-a întors cu al doilea rând de tabelă. Deci iar 40 de zile a stat în foc și energie înaltă și când a venit... Corect. E, legea aceea e pentru veșnicie. Nu e adevărat. Pentru veșnicie. Nu e adevărat. Până vă dau pilda lui Iov. Pilda lui Iov care spune. A zis Dumnezeu, du-te și spune-le că în 3 zile distrug cele două orașe. Și s-a dus Iov. Eu n-am spus și le-a spus. Și am uitat în post negru, 3 zile, și după 3 zile nu s-a întâmplat nimic. S-a supărat Iona pe Dumnezeu, corect? Și a plecat. Și ce îmi spune mie pilda asta? Vorba de două orașe în domeniu. E vorba de două... și ce dacă? Adică, tot nu e adevărat. E vorba de scară, dar principiul rămâne același. Când îi spune Dumnezeu lui Iona, Iona, pentru ce te super? Te-ai supărat pentru un vrești pe care nu ai găsut și nu ai udat tu. Și eu, și vroiesc să omor atâtea sute de suflete, oameni și animale. Deci erau puse în același loc de Dumnezeu. Oameni și animale, în același loc. Suflete, oameni și animale. Bun, și mie ce mă învață pilda asta? Că Dumnezeu poate să dea o lege, Dumnezeu poate să o schimbă. Nimic nu este bătut, legea nu se schimbă niciodată. Una este o profeție, e ca un părinte care șarte copilul. E foarte normal. Noi trebuie să privim relația între Dumnezeu și om, ca între tată și copil. Dar mai sunt valabile legile lui Moise? Cele 6, nu știu cât, de legi care erau date de Moise. Bun, mai sunt valabile? Adică erau aplicate poporului evreu, ales pentru un singur scop. Din sânul său să nască pe Mesia. Stați o secundă. Asta era rostul de poporul evreu. Nu, trebuie să înțelegem unul. Da, Dumnezeu e același pentru toți. Absolut. Bun, musulmanilor de la o lege. Le-a dat tot Dumnezeu? Nu putea să spuneți. Angelul Gabriel. Eu sunt convins. Nu Dumnezeu. Dacă citim Coranul, se deschid cerul și vine Îngerul Gabriel. Asta pot să vă spun. Bun. Doi. Eu am deschis Coranul, s-a spart geamul în casă, deci nu a venit niciodată. Păi poate v-ați curățat, părinte. Că erați încărcat. Bun. Deci. Celelalte neamuri au alte legi. Toate sunt sub Dumnezeu. Nu se naște un om fără să fie Dumnezeu acolo. Cum să fie alte neamuri cu alte legi? Păi, de exemplu, e un trip foarte mișto prin Amazon, mi se pare. Așa. Unii care... Deci, o femeie face un copil, da? Și copilul are tatăl natural. Tatăl care s-a culcat cu mama în timp ce era însărcinată. Tatăl care este după și mai are un tatăl. Deci are mai mulți tați. Și fiecare are obligații față de copilul respectiv. Mi se pare că sună județul Vrancea. Nu, dar vă zic că există. Bun. Oamenii ăia acolo. Dom'le, sunt oameni. Aia sunt pe pământ. Aia nu i-a făcut dracu. Pentru că dracu nu poate să creeze. Aia sunt creația lui Dumnezeu. De ce îmi dă de Dumnezeu pe pământ atâtea legi? Înseamnă că vreau păvăduire. Înseamnă că Evanghelia n-a ajuns peste tot. Și înseamnă că suntem liniștiți că nu poate să-i în sfârșit. Asta e un adevăr. Dar, o secundă.
E foarte important să înțelegem, corect, Evanghelia este vârful, e floare, e punctul terminus, corect. Dom'le, dar înainte să ajungem noi la punctul terminus, trebuie să luăm pula de jos și să ducem aici. Asta e menirea preoților, psihoterapeuților, maestrilor. Și trebuie să ia totul de jos în sus. Bun, dar până la urmă și alea sunt tot creațiile lui Dumnezeu. E o problemă cu... De multe ori acum, trebuie să păstrez, eu n-am încotro, punctul de vedere al bisericii. Personal, văd forme umanoide, nu văd oameni. Din punctul de vedere al bisericii, toți sunt oameni și au acest potențial de mântuire și de a veni sfinți. Că un părinte a primit pe un tâlcar de lânăcâirie după ce a fost bătut și a furat și a venit altul să o moare și era Sfântul Antonie cel Mare. Și da, și a mințit pentru a zis că nu este aici și a făcut o mine un păcat. Acel tâlcar a ajuns ucenicul lui și a fost la rândul lui un mare Sfânt. Aici este să pune problema există una dintre fericiri care este cea mai greu de înțeles. Fericiți cei ce mint în numele meu nu știu. Eu nu știu exact. Dacă așa, mențin pentru mine. Nu, aici este o interpretare. Cum poți să da așa, prin vedere, sună, dar să minți pentru Hristos, nu? Dacă tu mințind părâși și tăi pentru tine, asta era ideea. Tu într-un, cum erau înainte, strâvedea Mântuitorul ca Dumnezeu, vedea destinul creștinilor, care au fost într-adevăr persecutați. Și mulți au fost judecați. Și în judecătorii erau mincinoși, martorii erau mincinoși, și ei de asta se apăra mințind pentru mine. Dar nu omul în sine să mintă, ci cei care părâșii lui faci. Asta era. Haideți să revenim puțin la moaște. Moaște, cultul moaștelor. E foarte important, că aici este ideea. Nu avem împătrut, o să spunem adevărul. Este, cine nu este de acord cu cultul moaștelor, este eretic și este blestemat. O secundă. Eu nu am zis că nu sunt de acord cu cultul moaștelor. Dar se pare rezolv... Dar, bă, nu, eu cred. Numai că mi se pare, deci când vezi lumea de oameni, mă gândesc săracii, câtă prostime. Asta vine în minte. De ce? Pentru că oamenii de ce se duc la moaște? Sunt și academicieni, pe păi și ea săracii sunt la fel. Există trepte în care și structura fizică a omului trebuie să se adapteze la ce nivel de informație. Bine, dar vreau să înțeleg treaba asta cum fac în Bărdășanie? Acolo, Bărdășanie nu fac preoți. La ce faci? Hristos. Da. Bun. E drăguț. Preotul face împărtășenia, Hristos decide ce să împărtășește, dar mai pe ce am voie să fac. Nu e chiar așa simplu. Este o taină pe care nici noi, sunt mulți preoți care s-au îndoit de împărtășenie. Și au fost minori în potir, s-au făcut în carne și sânge și s-a rugat părintele la o zi întreagă să se întoarcă înapoi, că trebuia să consume cina potir și nu putea să consume. Deci, Doamne, iartă-mă din păcatele mele. Până s-a întors înapoi, în forma de vin și... Corect. Întrebarea. Dar de ce ai nevoie de asta? Când poți să ai relație personală cu Hristos, să ai acces la Duhul Sfânt? De ce ai nevoie de ce anume? De împărtășanie. Bun. Cele șapte taine. Nu. O secundă. Pentru că mă interesează. Dar de cele șapte? Nu. Vorbim de taina împărtășanie. Care este scopul pentru care eu trebuie să mă împărtășesc? Ei spun unii duhovnici că... Te apropii de mântuire când consumi atâta împărtășanie cât e masa ta corporală. Ai, sunt plini, e plin iadul. Deci dacă au consumat mai mult decât masa lor corporală. Asta pot să vă spun. Fără credință, bineînțeles că acolo ajungi. Nu. Deci dacă este transformarea indian, care e așa cum e și cum, sau dacă vreți să-i spuneți în limbajul ortodox, împărtășirea cu nevrednicie, care te duce în iad. Păi da, și de ceva. Și, deci, întrebarea. Revin. De ce ai nevoie de împărtășanie? De ce ai nevoie de împărtășanie? Haideți să vă spun ceva. Știi care este problema? La noi, în ortodoxie, se pune foarte mult accesul pe împărtășanie. Da. Care ar trebui să fie consfințirea relației mele cu Hristos. Că așa și e. Nu e. În loc să se pună accentul pe relația mea personală cu Hristos. Am avut curs. Și am întrebat, erau, nu știu, 50 sau 100 de oameni acolo. Bă, pe voi.
Câți dintre duhovnicii voștri, că toți sunt ortodoxi, toți merg pe la biserici. Așa. V-au învățat relația personală cu Hristos. Mai ridica mâna omul, o femeie. Pe mine, preotul meu, preotul meu m-a învățat relația personală cu Hristos. Deci preoții nu-și fac treaba lor. Treaba lor nu e să împărtășească oameni. Aia trebuie să fie consfințirea faptului. Dar nu neapărat o consfințire. Până ajungi la împărtășeană, tu treci printr-o întreagă serie de furci ca Odine. Este spovedania, sunt canone care se dau, se împart deci la trei. Deci erau împărtășiți. Dar canonul nu mă apropie de Hristos. Canonul înseamnă îndreptare. Da, dar canonul nu mă apropie de Hristos. Nici spovedania nu mă apropie de Hristos. Deschide ușa ca să te apropii, că nu poți altfel de orice îi face. Deci, o secundă, e adevărat, mă curăță și mă pregătește. Da. Dar nu îmi dă relația cu Hristos. Relația este parcursul, e drumul care te... E alături de tine, este duhovnic ca un ghid. Și alături de tine pe acest drum, pe acest parcurs în care tu te apropii de Hristos. Domnule, ghidii mai fac reciclări? Asta e problema lor personală, însă... Eu văd rezultatul. Când mie vine unul care zice că e ortodox, că se duce să împărtășește, să spovedește, și spun, și de ce nu ai întrebat pe Hristos? Păi cum să-L întrebi pe Hristos? Dar te-ai împărtășit. M-am împărtășit. Și ce dacă m-am împărtășit? Păi de când te-ai împărtășit? De 4 ori pe an. Pe an. Și la ce îți folosești? Păi zice, nu știu. Dar așa zice, pentru că e bine. Deci, e dacă... E o problemă, într-adevăr, destul de greavă. Foarte. Pentru că menirea bisericii este apropierea omului de Hristos. Obligatoriu. Obligatoriu. Aia nu se face prin împărtășare. La biserică sunt noi toți, aici acest. Deci eu nu mă refer, eu mă refer ca biserică, ca școală. Clerul. Așa, clerul altceva. Deci mă refer la clerul. Clerul care îi merităm. Avem conducătorii care îi merităm aici. Și asta e adevărat. Deci cum suntem noi, așa avem și așa zicea și proiectul Buca, zice, nu mai blamați preoții, nu. Rugați-vă să aveți, aveți preoți buni ca să vă înveți. Corect. Așa. Credeți că prin cozile acestea interminabile pe care spuneți, doriți să moaștere impun o anumită penitență prin statul? E formă de smerit. Este un test, un sacrificiu? E smerire, e testul răbdării, e testul... este un test foarte dur. Cum să vă zic eu? În primul rând, statul ăla care te face să-ți faci ordine, e scoate la suprafață toate supărările din tine. Pe mine, cum să zic, nu mă miră faptul că se ceartă oamenii la, la cozi, faptul că se calcă unitate, că vin coții și fură. Astea sunt forme de pietre, sunt forme de... Absolut! Că unii se strecoare, vor să intre mai prin față. Deci nu... Pentru că este absolut firesc. Și vă dau un exemplu. Apropo de evoluția spirituală și aici are voie, părinte. Eu am fost un sensitiv de mic și de mic. Mă rog, mă duceam, eram student. Vreau să vă spun că la început, când mă duceam eu și stăteam la liturghie la Sfântul Mina, nu puteam să stau dincolo de ușă. Stăteam la, după ușa de la numele Căbarde și au trecut niște luni în care am stat acolo și am putut să trec și eu mai încoace de ușă. Nu puteam. Și tot așa. Deci da. Nu poți. Diferența de vibrație față. Aici apare problema. Pentru că eu ce să le explic? Când vin oamenii, doamne, mă duc să mă împărtășesc. Băi, degeaba te împărtășești. Pentru că tu te împărtășești. Capeți focul ăla care este focul divin și tu ai vibrația mică. Și îți faci mai mult rău. Și după aceea te întrebi de ce ești nervos. Păi normal că ești nervos. Pentru că în momentul te-ai ars. Ia o lingriță de plumb încins. Spune la un copil care... negative, nu mai e. Plus că arzi rău din tine. Și mai era o problemă. Copiii care sunt duși și împărtășiți cu joaca. Adică când îi duce și îi țin doi ca să-i bage împărtășenia. Nu, nu e voie. Păi nu e voie. Nu e voie, exact. Nu e voie pentru că copilul ăla e traumatizant. Da. Deci trebuie să-i dai dacă e pregătit să primească. Copiii sunt ca animale, sunt instinctivi. Automat, dacă el nu simte, întoarce capul. Și nu trebuie să-i dai. Preoții buni cu har fac rugăciunea părinți când copilul refuză împărtășania asupra părinților să face slujba ca să... Păi, e și păcatele... sunt și păcatele de neam da, care se manifestă. Da. Iar la maștri vreau să spun, în ținut așa, pe aceea trebuie să înțeleagă foarte mulți de unde provine tot acest drum către Sfântul Maștri. Ținutul la 7, anul 787, prin canonul 7, s-a dat această lege
în care moaștele și icoanele sunt cinstite și sunt pe categorii. În momentul în care s-a dat acest canon, pentru toată Biserica Universală, a devenit ca o poruncă, ca o dogmă, asta e o dogmă a cinstirii Sfintelor Moaște, care noi o considerăm revelată, fiindcă începe întotdeauna o ședință sinodului, cum era înainte și probabil cu semnea și acesta în curând, Părutusa Nouă și Duhului Sfânt. Asta după o săptămână de rugăciune, de post și întotdeauna cu semne ale minunilor. Că la Sfântul Întâi Sfântul Spiridon a luat o cărămidă deja strânsă și a ieșit foc, pământ și apă, ca să dovedească că sunt a Treime. Au fost minuni întotdeauna. Că aici dogma aceasta nu este o invenție a unor oameni. Oamenii atunci, Sfinții Părinți se rugau să nu greșească. Ei se rugau să descifreze cât mai precis și mai corect mesajul divin. Și l-a transpus în aceste zile. Se mai menține treaba asta cu post negru în sinod, 3 zile până coboară porumbelul? Păi nu sunt sinode ecumenice. Încă nu sunt. Când va fi, probabil că ceva va fi. Atunci va fi într-adevăr. Deci, în cazul, aici e problema. Deci, în cazul unui sinod ecumenic, este pilda lui Simeon Stelnic. Deci, dacă Simeon Stelnic era exorcist, și sinodul e interzis să mai facă exorcizări, dacă, ca să arate că e de la Dumnezeu. Și n-a mai făcut exorcizări. Și și-au dat seama că a ascultat că prin sinod se manifesta Dumnezeu, i-au dat voie din nou să facă exorcizări. Este așa fericit? E că e normal, fiindcă se smerenie. Deci, da, dar atunci trebuie să faci ascultare. Da, este mai o problemă. Aici e cu duș și întors, că mai este pildă la Sfântul Ioan Mureteal, care a fost scos afară din sinod și totuși avea dreptate. Deci chiar și, mă rog, câteodată avangardismul spiritual este de neînțeles pentru cei. De ce? Există ceea ce se cheamă în psihologie transfer negativ. Transferul negativ este acel ceva care te face să poți să înveți nou din cauza viei vechiului pe care l-ai învățat. Deci tu ai învățat niște citată din Biblie, ai învățat niște răspunsuri și nu mai poți să amesteci un pic citatele alea și să-ți dea cu totul altceva. Sunt ca legere la avocatură. Ei, de multe ori se poate întâmpla ca oamenii să intre în transfer negativ. Să nu mai poate să accepte ceva nou, tocmai pentru că este trecutul. Dar tocmai asta trebuie studiat și dat niște concluzii. Pentru că pe mine, și mie nu mi-ajută dogmatică, eu sunt medic, nu mi-ajută dogmatica Sfântului Damaschin, care îmi spune că v-a văzut și el în duh niște umori care curg prin corp. Suflete, nu poți să operezi după dogmatica Sfântului Damaschin. Dar pe rugăciune înțelegi să vezi dincolo și atunci? Corect, poți să vezi dincolo, dar nu folosești la operație. Deci eu am nevoie și de partea științifică. Și aici este problema bisericii, pentru că eu am zis de mult, biserica ar trebui să-și formeze oameni din toate specialitățile, cum are și Vaticanul, și să studieze elementele respective și sunt slavă Domnului Biserică, și ingineri, și fizicieni, și matematicieni, și se pune la treabă. Da, de câțiva ani, într-adevăr, se face asta. Eu nu știu, am avut niciun rezultat. Peste 80 de spitale, ordinate. Aici o greșeală de PR, zicem noi. Eu contradicție de termen. Biserica Ortodoxă alege calea smerită, în care nu vrea să-și facă reclamă. Deci nu e vorba de reclamă. E o vorba de o dare de seamă. Biserica Ortodoxă este plătită de mine, contribuabilul român. Biserica trebuie să-mi dea socoteală mie. Ce face cu banii? Bun. O altă soluție, altă problemă. Știți care este problema preoților? Nu trebuie să-ți socoteală. Nu e așa. Secundă. Ajunge banii pentru milostenie. Nu trebuie să știi. Secundă. Știți ce ne-a plăcut bine? Apostoli. Da? Joia mare, nu cum se spală cu picioar, da? Și întreabă, care dintre noi va fi mai mare? După ce? Bun. Și Mântuitorul ce spune? Cel care vrea să fie mai mare, să slujească tuturor. Domnule, nu văd asta la preoți. Chestia asta cu slujitul la tuturor, asta ați uitat-o pe undeva, părinte. Nu sunt. Apostolul social. Sunt unul care... Ce l-a cumpărat din banii lui? Nu, asta sunt... Mai de banii lui. De exemplu, eu ca donator, eu un păcător, eu sunt un păcat groaznic. Așa.
Și forma mea limitată de a răscumpăra păcatul este să fac o donație la biserică, dar să o văd eu că e aia. Și vreau să fie Părintele Episcop în Q7, că eu sunt... Dar și ce îmi place? Că biserica încurajează treaba asta. Nici mă team de postul întâlnit că ai dat în Q7. A, o să zic, nu, nici mă gata, o secundă. Aici este adevărat. Un preot poate să dezlege păcatul cuiva. Adică, neaca este și-a înșelat nevasta, vine la taica episcopul și zice, las că te dezleg eu, care dreptul de a dezlega. Tac, tac, a dezlegat, deci nu-i în Q7. Și are voie. De ce? Pentru că i-a dat doar în Domnul în dreptul ăsta, de a dezlega. Corect. Dar ceea ce nu înțelege și nu se spune, este că asta nu te mântuie. De ce nu te mântuie? Nu te ia drag. Corect. Dar nu te mântuie. E o plată. Nu, o secundă. Dar nu te mântuie. De ce? Pentru că ceea ce te mântuie pe tine sunt calitățile umane. Dacă tu nu ai calitățile umane, poți să dai și Titanicul. Milostenia e o calitate umană. Milostenia? Adică dau un Q7 ca să mă iert din păcat, aia este milostenie. Dacă revin obicei, da? Părinte, dar nu poți să vină să-mi dea și mie unul? Sponsorii ăștia sunt foarte... taină. E taină. Da. Nu poți să vină și la mine în taină, mă ăștia. Să revenim puțin. Zilele trecute spunea episcopul românilor din Italia, Siloan, că este un timp investit în veșnicie, statul acesta la coadă, la cozile acestea. Ce părere aveți? Corect. Este corect. De ce? Este un lucru pe care îl faci către Dumnezeu. Și dacă, dar vreau să spun ceva, că dacă stai și te uiți, uite pe aia ce fustare, uite aia ce sutienare, uite aia ce are, aia nu este un timp investit în veșnicie. Dar dacă timpul ăla, alea 6 ore sau 8 ore, îl stai și te rogi, corect, e un timp investit în veșnicie, în mântuirea ta și în toate astea. Foarte puțin. Problema lor. Dar o să fie altă. Știi ce se întâmplă? Oamenii nu știu. Nu știu. De ce? Pentru că nu le explică nimeni. De ce? Știți când e problema? Și să stai și mă gândeam. Într-adevăr, e o problemă de PR și este o problemă de, de abordare a omului. În momentul în care eu abordez omul de o poziție înaltă, adică am patrafir, am mai și măsui și n-am fond, n-am cum să ajung. Asta în România. E chestie de civilizație și de balcanism. În altă țară, Ortodoxia este privită, eu am văzut cu ochii mei. Episcop care n-a fost mai era episcop. Am fost în Rotterdam și căutam pe bishopul acolo. Și întrebam pe un frate într-o tunică care gădea cu mătură unde este bishopul, Pantaleimon. Și a zis, așteptați puțin, ajutați-mă să fac curat. Și zic, cum mătura? L-am ajutat să curețe toată biserica, deja trecusă o oră. Eram foarte nerăbdător, domnul a venit, a plecat. Și după vreo oră, omul se ducea în spate și pune rasa și spune, eu sunt episcopul. Am rămas interzis, eu obișnuit, cu fastul bizantin. Nu numai el, am înțeles că așa este în lumea civilizată. Mă rog, nu e civilizată, este alt mod de a gândi. Zona bizantină, Balcani, zona unde altfel a evoluat lucrurile. Oamenii acolo se accentuează cultul muncii. Cultul muncii, simplitatea, ierarhii sunt cei care vin lângă tine, dau, eu știu, se întâlnește cu copiii la școală duminică, plătesc înghețat cardul lui de episcop, își conduce singur mașina, este un om care își taie iarba pe luza, este un om simplu. Adică este un slujitor al tuturor. Și un exemplu. Aia e important. Un exemplu. În urmă, ceea ce face ca un păstor să fie păstor este exemplu. Dar în România, dacă faci asta, ești desconsiderat total. De-aia zic că ei sunt... Cine așa... te desconsideră? Dacă vezi un prinț al bisericii, un episcop care coboară de pe piedestal și se... Cunosc eu un episcop care a fost în mănăstire și când se întoarce la el în mănăstire, se duce și face curat la vagi, pentru că el a început făcând curat la vagi. Nu, ne-am întâlnit. E forma lui de smerire. Deci se poate. Deci, cum să vă spun eu? Eu cred că diferența asta dintre preot și om nu face decât să-l îndepărteze pe om de Dumnezeu. Nu să-l apropie. Care sunt locurile sfinte despre care le îndreptați din România? Eu pot să le spun pe alea pe care le unde îi sfătuiesc eu pe oameni să ducă. În primul rând, cred că cel care mi-e mie cel mai apropiat sufletește. Deci nu vorbesc de moaștere de sfinți din București, da? Radu Vodă, Sfântul Nectarie, Sfântul Mina, Sfântul Nicolae, Sfântul Ciprian, Cernica, la Sfântul Calinit. Eliade de porțile acelea pe aici. Acolo nu am fost.
Deci eu vă spun... Ești și în București, paralel. La Cernica, deci, pentru că astea sunt zonele în care am fost eu și pe care le cunosc și poți să zici, doamne, te duci acolo și... sunt... deci, în afară de asta din București, care sunt, este, în primul rând, Mormântul Părintele Arsenie Boca. De ce? Pentru că Arsenie Boca este un sfânt de cer 10. Și m-am tot întrebat de ce n-a vrut să fie mormântat? De ce n-a vrut să fie exhumat? Și este la sa cu limba de moarte să nu dezgroape nimeni. Și nu l-a dezgroat. A fost o discuție acum vreo 7 ani și s-a liniștit. Să nu fie canonizat, am mai cer special. Să nu fie făcut sfânt. Ei, pentru că nu m-a interesat treaba asta. Și nu m-a interesat să devină. Noi am creat un model, apropo de Sfinții. Sfinții sunt oameni mai mari. Sunt frați mai mari. Ori, de multe ori, noi îl uităm pe Dumnezeu. Eu lui Arsenie spun, mai Arsenie, ajută-mă, îmi spun Sfinte, Arsenie. Nu știu, așa simt. Eu știu pe... mă rog, eu nu știu pe Părintele Arsenie Boga. Dar hai zice că m-am dus la mormântul lui când era crucea lui și cu încă 5 măicuțe. Deci acum e plin cimitirul. Bun. Deci asta e. În al doilea rând, acum a apărut Arsenie Papacioc, care e tot în cer 10. E Vasile de la Poiana Mărului, de lângă Buzău. Este Teofil de la Sâmbăta. E Părintele Argatu. Mă rog. Care mai au până... Dar oricum sunt acolo, aproape de Dumnezeu și pot să intermedieze în jurul noi. Cred că dacă ai trimite undeva pe cineva într-un pelerinaj, cred că ar trebui să fie legat de ce are nevoie. Presupun că fiecare om are o anumită problemă și în drum e ca un medicament, nu poți să dai medicament universal. La o terapie, ca și eu, ca preot la Sfântul Spovedanie, îi trimit pe oameni pelerinaj, dar în funcție de ce problemă au ei. În funcție, nu poți să... Dacă sunt de farmici la Ciprian, cam asta e... Dacă sunt de... culmea e că Arsenie e cu copiii și cu nașterile. Păi, în căsătorie... Căsătorii, nașteri, deci copii, deci femeile care nu rămân însărcinate. Arsenie Boca. Și la Bistrița. O, acolo pentru... E la Maica Domnului. Este icoana de făcătoare de mâna Maicii Domnului. Da, într-adevăr, trecea pe sub icoana aia. Sincer, eu când am ajuns acolo, n-am prea crezut. Și a trebuit să mă duc a doua, să-mi cer iertare. Și am zis, eu sunt cu portal, nu cu chestiile astea. Și, într-adevăr, acolo este o poartă de... Și trecutul, senzația a fost extraordinară. Eram încărcat, eram pe un curs, pe terapie. Și a trebuit să trec de 3 ore pe sub masă, că așa era ritual. Doamne, în momentul în care am trecut de 3 ore pe sub masă, tot ce aveam negativ de pe mine, a rămas în spate. Deci, uf! Și am ieșit floare. Extraordinar. Și atunci, evident că se deblochează canale de energie automat. Boli și altea. Ce oricum ar fi, este pozitiv. Este o experiență necesară și care nu ține neapărat de credința omului. Poți să fii chiar ateu, poți să fii chiar de altă religie. Puterea Sfinților își arată efectul imediat. Vă spun că la Sfânta Paraschiva, nu știu dacă e jumătate, dar cred că se apropie de jumătate din pelerini sunt evrei, care își fac crucea în taină. Mi-au spus dintre ei. Domnul, da, pofi. Să fim și pe aici. Și fac crucea și când vine Lumina Sfântă de Înviere, e o lumină. Chiar nu se învăță. Și nu iudei mesianici, iudei mozaici. În taină. Și se întâlnesc între ei, se feresc să nu se vadă. Deci puterea este recunoscută de toți, vrând nevrând. Este acolo. N-ai ce să-i faci. Sau acoperi tu cu politici religioase. Nu există. Iar Sfânta Paraschiva este foarte aspră. E bine să fii foarte bine curățit înainte, așa spun la toți, apropierea de Sfânta Paraschiva, cu mulți, mulți kilometri, deja o simți, te cercetează. Și dacă te duci în regulă, mai bine nu te duci. Ce a fost cazul. Fără să știu, eu m-am dus odată și mi-a zburat din mână șapca și m-a trezit că era lângă raclă, așezată pe scaun. Și nu știam cine mi-a furat obiectul și am căutat 2 ore. Deci a fost un lucru care mi s-a întâmplat mie. Vă spun că și a fost un lucru benefic, adică în sensul că a fost un fel de bobârnac, că da, putea să fie mai grav.
apropierea de Sfinți trebuie făcută cu pregătire generală și de orice lucru sfânt. Trebuie făcut cu pregătire și cu responsabilitate. Fiindcă te îndrepți către tine. Regăsirea cu tine e întotdeauna serioasă. Cât că am vrea noi să spunem de e aproape ca o dogmă. Dogma fericirii, râsului, zâmbetului. Asta o ai fiindcă biserica se împarte este biserica triumfătoare și biserica luptătoare. Biserica luptătoare suntem noi cei în viață. Nu putem să fim direct triumfători. Deci, să stăm în turn, să ne uităm la Sfântul Gheorghe acolo, dar... Așa trebuie, dar asta decât numai pe pragul morții. Asta e problema. Acolo putem să zâmbim, să fim fericiți tot timpul. Aici trebuie să fim vigilenți. Eu nu cred că e chiar așa. Părinte, deci chiar și chestia asta cu perpetuarea asta a nefericirii, vreau să vă spun ceva. Biserica, din punct de vedere psihic, deci tot ce a făcut Ortodoxia până la ora actuală, a creat frustrați sexuali, oameni care au probleme pentru că nu știu cum să raporteze la bunăstarea materială, au creat schisme în ei, între dorințele lor interioare și manifestarea la nivel exterior, deci vezi că sunt rupți. De ce? Pentru că educația a fost făcută prost. Pentru că educația... Dar nu Ortodoxia, ci învățătorul, nu învățătura. Păi dacă învățătura nu te învață, tu eu de unde să știu. E ca și cum mi-a spune mie, băi, Adijene, tu ești de vină, că a scris DSM-ul, DSM-ul, cum să spun eu, în Statele Unite sunt spitale care plătesc angajaților cursurile de Reiki și DSM-ul, care este Biblia Psihiatrie, spune într-un capitol că ăia care cred că le trece lumina prin palme, deci și Doamne, Doamne, și Iisus, că și lui trecea prin palme, da? Ăia sunt schizo. Ați înțeles? Și atunci eu sunt de vină, ca doctor, că am învățat DSM-ul. Cum e? Deci învățătura trebuie făcută pentru cei care învață. Dacă ăla nu găsește în carte, ce pretenție să ai de la el? Putem face dacă Biblie și o carte... Cum să nu? Păi nu e vorba de Biblie. Biblia oricum nu e completă. Că n-ai cum să fie completă. Bun. Biblia nu e completă. Nu poți să te bazezi doar pe Biblie. Care și Sfânta Tradiție, aveți multe. Sunt două. Sfânta Tradiție scrisă și cea. Bun. Sfânta Tradiție e telefonul fără fir. Corect? De 2000 de ani. Și care nu s-a bătut, nu s-a schimbat tot. Și care a uitat tot. Nu e adevărat, fiindcă există... Părinte, dați-mi și mie exemplu de boală vindecată de biserică, cum făcea Mântuitorul. Una. Oh, câte sunt. Doamne, pe cea mai simplă asta. Care? Gripa. Nu, orice boală. Cancerul ce vaccinul sau cum? Părinte, nu e adevărat. Cum să deci, m-am dus cu fășul de curiozitate să văd. Păi uitați-vă la medicina, uitați la medicina mică, numai doctorului Pavel Chirilă, care a scos din Biblie toate modalitățile de vindecare. Unde se practicați asta de biserică? În ce? În ce bolenință a fost după azi de mare? Păi bolenița a fost la Grigorica, apoi tot prima bolenință din România. Cum să nu? A fost oficial, într-un spital din țară, a fost o mănăstire. Și a fost. Și așa a rămas fost. Nu, încă se practică. Sunt mănăstiri. Dați-mi și mie un exemplu. Exemplu? Eu nu știu niciuna. Aveți cuvântul meu că nu știu niciuna. Nu de alta. Sfântul Maslu. Sfântul Maslu. Absolut. Da, Sfântul Maslu este o dovadă imensă de ignoranță spirituală. De ce? Și eu spun, pentru că recunosc ca taină faptul că Sfântul Maslu are putere. Știi ce se întâmplă, apropo de sfânt, de boală? Și spunea un călugăr așa. Sufletul fără minte, nu, mintea fără suflet, e mândrie. Sufletul fără minte e prostie. În momentul în care tu faci doar Sfântul Maslu, fără să știi nimic despre tainele duhurilor, duhurile bolilor, despre aia, e prostie, e cruntă. Pentru că de-aia se îmbolnăvesc răuții. De-aia se îmbolnăvesc nevestele preoților. De-aia au probleme copiii preoților. Pentru că ei nu știu ce vine peste ei. Vreau să-i zic și eu. Mi-a face părinte, recomandat și mie unul care să colaboreze. Mă rog, am și eu nevoie. Unul la care să-mi trimis să facă masă. O secundă de masă. Nu se îmbolnăvesc de la masă, de la anciul, de la spovedanie. Până la spovedanie se împarte la trei. Și asta este taina, așa ne-a rânduit Dumnezeu. Păcatele, o treime o lași la mina Dumnezeu, o treime o dai omului să-l ducă în spate prin canon și o treime o ia preotul asupra lui.
Din cauza asta preotul suferă. El întotdeauna trebuie să se descarce la liturghie, că de asta să facă liturghia, fiindcă în momentul în care se face jertfa, este ca un paratrez în Sfântul Picior al Mesei și însuși Hristos îl curăță prin preot. Preotul când face orice sfântă taină, odată prin harul care vine asupra credincioșilor, ia și el asupra lui și automat se curăță și el. Asta e corect. Aici este obligatoriu trebuie să aibă tainele astea. Acum, dacă nu le are, el rămâne încărcat cu acele spovedanii care se fac mai ales în postul mare. Sute pe zi, sunt cazuri în București și preotul nu face liturghie în săptămâna aia. Nu știu dacă ajunge în două săptămâni, maxim este la pat, la majoritate. Știți care este problema? Problema este că preotul, ca și Mirana, în creștinism și mai ales în ortodoxie, nu știe că el poate să-și ia lumina direct de la Dumnezeu, fără să facă neapărat liturghie. Credeți că pot să deschid cerul până la Dumnezeu? Ca și eu. Rugăciunea particulară, da. Ca și Sfântul Sfântul Sfântul. Am crucea, deci pot să deschid până la nivelul de cel 10. Dacă ridic brațele în sus, pot să mă umplu de lumină? Absolut, da. Ca și Moise pe, mă rog, în lupta aia lui? Da, se perfect. Poate. Și de ce nu fac asta? Dar majoritatea, nu toți o fac. În momentul în care păi nu, în momentul în care te încarci, înseamnă că nu știu să te descarci. Și înseamnă că nu te-a învățat nimeni să te descarci. Deci, duhovnicia. Nu, păcatul e altceva. Lumina este una, că sunt sfinți care sunt bolnavi și sunt sfinți și vorbesc cu Dumnezeu, dar boala o asupra lor, fiindcă se roagă să aibă boli și spărinți. Aia e problema lor, aia e problema de înțelegere. Te rogi pentru că n-ai înțeles că nu asta e sensul vieții. Din păcate, emisiunea a sfârșit. Cu siguranță vom continua. Eu apreciez foarte mult pe părintele și țin foarte mult mai și sper să nu se fi spălat cu mine. Și ce dieta aia? Dar eu am fost... Eu ar trebui să port rolul rolului în emisiunea asta. Mai sunteți alături de noi și la următoarele ediții să continuăm. Mai avem multe lucruri. Da, cu drag. Mulțumim părintele Adrian Singurov că a fost alături de noi în această seară. Și mă așteptăm cu mare drag și data viitoare pentru a continua această minunată discuție despre pelerinaj. Vom aborda acum un alt punct de vedere alături de invitatul nostru, domnul Valentin Peloiu, psiholog, sociolog și psihoterapeut. Bună seara, domnul Valentin! Bună seara, bine v-am găsit! Bine ați venit alături de noi! Spuneți-mi puțin, cum abordați dumneavoastră, de punct de vedere psihologic, acest subiect al pelerinajilor? Mai degrabă din punct de vedere sociologic, pentru că, sau în fine, la limita dintre psihologie și sociologie, pentru că pelerinajul este un fenomen social. Este o atracție a maselor către ceva. Părintele Adrian a putut să mă spună mai mult despre ce reprezintă locul acesta miraculos. Sociologia vorbește mai mult despre ce se întâmplă după apariția acestor lucruri miraculoase și călătoria oamenilor spre el. La pelerinaje participă, deși n-a rezultat din discuția anterioară, atât lumea nevoiașă, cât și oamenii culți. Interesant este că în astfel de pelerinaje lumea se uniformizează. Cei culți intră în grămada celor munți. Deci vârfurile dispar. Adică în psihologia, mulțimea lui Gustav Le Bon, o mulțime deșteaptă se va manifesta ca și o mulțime proastă, nu? Nu neapărat, dar în pelerinaj există o apropiere de Dumnezeu mai mult decât apropierea între pelerini. Într-o masă mare de pelerini nu va fi o unitate între ei. Unitatea sau comuniunea se face între pelerini și Dumnezeu. Între problemele pelerinului și divinitate. Adică, în realitate, într-un pelerinaj dispar clasele sociale? Da. Și un da hotărât în sensul că nu neapărat dispar clasele sociale, dispare diferența dintre clasele sociale. Pentru că cel bogat va rămâne bogat în continuare, cel cult va rămâne cult în continuare când pleacă din pelerinaj. Dar în timpul pelerinajului este o unificare a oamenilor. Pentru că problemele sunt la fel și pentru omul sărac și pentru omul bogat. La fel se îmbolnăvește și un sărac, la fel se îmbolnăvește și un bogat. El merge acolo să-și rezolve problema, să-și găsească calea către rezolvarea problemei, calea către divinitate.
Pelerinajul, după mine, este căutarea lui Dumnezeu. Dar poate că unul se duce, vorba aia, să roage la Dumnezeu să-i dea 10 dolari și unul se duce să-i dea 1 milion. Intenția contează mai mult decât suma. Sunt unii de aceeași intenție. Exact. În toate lucrurile spirituale, intenția este mult mai importantă. Dacă vrei să aprinzi o lumânare, este o intenție. Și este foarte important. Bun. Este și un substrat al manifestării în plan material, da? Pentru că lumânarea pe care o aprinzi este o energie. Această energie automat veți sprijină intenția. Există intenția, dar există și energia pe care o transpui intenției tale. Și atunci să punem problema respectiv. Oamenii în pelerinaje să duc cu o intenție. Să se vindece, să căsătorească, eu știu ce să facă, pentru copiilor, cam asta sunt. Nu cred că zice cineva în pelerinaj la Mormântul Sfânt să devină bogat. Nu pot să-mi imaginez așa ceva. Dar nu există. Dar nu există. Sunt mai multe ce emite omul. Și atunci, e clar că înseamnă că dorința lui este foarte mare dacă este dispus să facă un asemenea efort. Cum este? E pelerinajul ăla, cum se cheamă? Undeva prin Spania. Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Da, unde se merge nu știu câți kilometri pe jos. Așa este. Am avut o discuție cu Părintele Adrian dacă este un pelerinaj sau nu este un pelerinaj. Este un pelerinaj pentru că finalitatea este a ajunge la niște moaște sfinte ale Sfântului Iacob. Bun. Dar, cum să zic eu, eu nu cred că pelerinajul înseamnă neapărat moaștea unui sfânt. Poate să fie un om în viață. În lumina celor discutate anterior, așa categorisite, așa pare. Sociologia, filosofia, psihologia, fiecare poate să aibă abordarea proprie și să dea anumită tentă pelerinajelor, să le împartă, de exemplu, să fie pelerinaj de tip religios sau pelerinaj de tip turistic, modern, deci laic, pelerinaj laic. În ziua de astăzi, lumea este fascinată de moaște, de icoane, dar în același timp e fascinată de locuri miraculoase, de cascada Iguazul, de alte fenomene naturale unice și foarte rare. Și atunci, către aceste locuri se face un fel de pelerinaj, un pelerinaj laic. Noi zicem turism, într-un fel, dar turismul e mult mai general. Turismul înseamnă și relaxare și recreere. A merge într-un loc bine țintit și unde merg foarte mulți oameni este un pelerinaj laic, în cazul acesta. Orgoliu? Are un rol? Orgoliu în societatea actuală este maxim. În general, orgoliu este dat de valoare de bani, de cunoaștere. Cu cât ai mai mult din chestiile astea, ca orgoliu, cumva ți este, nu neapărat el crește, dar ți este crescut de ceilalți care te... Referitor la pelerinaje. Inclusiv la pelerinaje, da. A fi un magnat care merge în pelerinaj la locul tare și să dai 1 milion de dolari așa, fără număr, fără număr, fără număr, ca să cităm din... Clasic, din cultura... dintr-o anumită... Din subcultura. Din subcultura. Dar este, până la urmă, un gest care include foarte mult orgoliu. Dar, în același timp, include și... Bine, dacă doresc că sunt oameni bogați, care pot să meargă cu pelerinaj fără să arate că sunt bogați? Sigur că da. Și cred că este o adevărată scânire. De ce? Pentru că, în general, oamenii care sunt bogați au problema că tot li se cuvine. Da, dar cred că asta deja am punctat, pentru că spuneam că cei bogați se identifică cu problemele celor săraci în timpul pelerinajului. Deci, când sunt în pelerinaj, teoretic sunt smeriți. Și atunci nu-ți dai seama la un rând din ăsta de zeci de kilometri dacă este sărac, dacă este bogat, dacă este cult, dacă este incult. Deci este un pelerin. Deci da, un genul mai dispar anumite bariere. Diferența pe care dumneavoastră o faceți printre oamenii de specialitate este organizarea acestor călătorii inițiatice. La Geo de Deus. Geo de Deus, da. Cine este acest Geo de Deus? Geo de Deus, după mine, în momentul de față, este un concept. Eu am început să studiez pelerinajele făcând o astfel de călătorie inițiatică în Brazilia, la Geo de Deus, sau cum zic englezii, Geo of God,
eventual într-o traducere românească, e unde la Dumnezeu. Deci, cumva, ne leagă de credință. Ion al Dumnezeu. Ion al Dumnezeu, exact, da. Și am fost atât de fascinat de ceea ce se întâmplă acolo, de călătorie, de, efectiv, de peripețiile care le-au de regimii până acolo, încât am început să studiez pe limbaje. Știți că eu de la Cernov văd numai cred în minuni? Foarte bine. De ce? Aveam o pacientă bolnavă de leucemie. Ne-a murit. De leucemie. Mult, că am murit, nicio problemă. Și pacienta asta, deci mie, mă rog, din cunoașterea asta mică pe care o am eu, apropo de spiritualitate, cunoașterea asta la limita granițelor între știință și spiritualitate, mi-a ieșit că nu are șanse să supraviețuiesc. Da. Și la un moment dat, femeia respectivă mă întreabă, Dragoș, ce să fac? Uite, mi s-a oferit posibilitatea să mă duc la, în Brazilia. Și am zis, băi, rău n-are ce să-ți fac. Dar o femeie foarte înverșunată, foarte supărată pe soțul ei, care o părăsise pe proata mai târziu. Exact. Supărată pe el în urmă de vreo 20 de ani, ceva de genul. Foarte crâncenată, foarte înverșunată. Deja boi de grea vizionată și așa. Și a zis, mai zic, suflete, du-te. Rău n-are ce să-ți fac. Da, asta cu și s-a dus. Bun. S-a dus și pe o clinică, că știți, întotdeauna ce e afară e mai bun. Așa face omul. Dacă e în exterior, da. În Turcia, e în Serbia, e în nu știu ce clinică. Asta din start îmi arată faptul că o călătorie inițiatică aduce vindecare. Cu cât este mai departe un loc din ăsta miraculos, schimb că e o clinică alopată, da? Dacă este undeva la Moscova, care e relativ departe, sau în fine și mai departe, tocmai în peninsula Kamchatka sau în Japonia, omul va fi cu atât mai fascinat de locul respectiv, cu cât ele mai departe. Absolut. Nu, există treaba asta, am văzut de ținut cum am. Ce vreau să spun este, s-a dus, e adevărat, a trăit, nu știu cât un an, m-a sunat în ultima zi a vieții, vin să mă vezi că plec, m-am dus, am văzut-o. Am stat de vorbă cu ea, exact în ultima zi în care am murit. Ce pot să remarc, apropo de asta? O cunoșteam înainte, să fac această călătorie inițiatică, am cunoscut-o, am văzut, deci m-am întâlnit cu ea după. Îmi se pare că a fost, nu știu dacă nu mai am singurat. Cert este că s-a schimbat foarte mult. A înțeles foarte multe. A înțeles că scopul și sensul vieții nu este să fii supărat că fiecare e liber să facă ceva. Deja rămâne supărat asta la femeile sau la bărbații părăsiți pe celălalt. Ei nu înțeleg că fiecare om, până la urmă, are dreptul să spună nu. Bă, nu te mai vreau. Nu mai vreau. Ei, înțelesese treaba asta. Deci se împăcase cu ea, se împăcase cu ceilalți. Mă rog, că aveau supărare. Așa este o formă de vindecare. Absolut! Este o formă de vindecare. Am învățat să ierte. Un pas foarte mare. Deci, vă spun, raportat la modul cum am întâlnit-o, plină de încrâncenare și de ură și seninătatea cu care a putut să moară, a fost extraordinar. Da, aici revin. Nu știu, cazul ăsta și multe altele mi-au demonstrat că există o știință spirituală și că intervențiile miraculoase ale divinității se întâmplă foarte rar. Că, într-adevăr, că unele din miracole, așa zise miracole, nu sunt miracole, sunt vindecări pentru că omul ăla putea să vindece. Da. Dar când e vorba de carne grele, de probleme care vin de altă dată, de oameni care au ucis, de, mă rog, ce au făcut ei, nu poate să-i salveze nimeni, nici măcar Dumnezeu, și nu intervine, pentru că nu ne înseamnă intervenția divină. Da, sau nu-i salvează viața asta. Sau nu-i salvează viața asta, nu, că intenția este să ne salveze pe toți. Da. Nu-i salvează viața asta. Da. Adică, eu nu contest calitățile lui John of God, dar, adică, clar, ceea ce face el este foarte bine pus la punct, ceea ce face el are valoare spirituală, are putere. Ceea ce îmi place la el este că nu are nicio opreiește din partea bisericii, din partea aia, sau, mă rog, nu pe față. Adică există această conlucrare și am stat de vorbă cu ce se întâmplă acolo. Și chiar pot să zic că mi-a plăcut din perspectiva modului cum este făcută terapia acolo. Da. Eu pot să comentez un pic mai mult. Ceea ce ai observat la această doamnă, eu practic am fost la Joao de 4 ori, de 3 ori în Brazilia și odată la Austria. Deci acest lucru l-am observat la
poate 80% din cei care merg acolo. Deci nu e un fenomen singular acesta. Nu, eu îți spun fenomene singulare pe care le-am întâlnit. E un fenomen singular pe care l-am întâlnit eu, mă rog. Dar am putut să observ această transformare, această transformare a unui om care a fost foarte apropiat de ortodoxie, dar apropierea de ce face Dumnezeu a fost ok. Da. Totuși să-ți răspund la întrebare, pentru că ideea era ce tip de terapie funcționează acolo. Asta începusem să zic mai devreme, că e un complex foarte mare de terapii. Deci cele 11 pe care le arasem prima dată au ajuns la 21 puțin mai devreme și mai începusei să spui și tu câteva. Eu, de exemplu, numerotasem pe prima poziție călătoria inițiatică sau călătoria complicată pe care o face un om bolnav de a veni până la București cu mijloc de transport, dar merge cu 3 avioane, plus încă un taxi 100 și ceva de kilometri până în inima pustiului brazilian. Începusei tu să mai spui că e și o plată, este și... E un efort, sunt bani, exact. E timp, e răbdare, e... Sunt multe, e ruptura, ruperea de... Te-ai îmbolnăvit într-un loc, noi avem talentul să zbolim în același loc. În momentul în care te rupi de locul respectiv, automat, lași în spate ceva. Da. Noi avem talentul să murim acolo. Da, deja nu mai e una. Da, sunt mai multe. Mergând mai departe, acolo se întâmplă foarte multe chestii. De exemplu, cristaloterapia e la ea acasă. Brazilia toată e ca un cristal. Am săpat prin pământ în jurul acestei clinici și de unde săpam mai ieșea un cristal de cuarț. Deci totul este cristal. Stând pe o masă de cristal, automat informația și energia... Și vibrația e alta. Și vibrația e alta. Mai departe, acolo mai folosim cromoterapia. Toată lumea se îmbracă în alb. Deja albul e purificator, are o anumită energie, o anumită vibrație. Altă formă de terapie este meloterapia. Acolo sunt melodii non-stop. Deci de dimineață până seară melodii relaxante și melodii sunt brazilienii, sunt catolici, marea majoritate. De fapt, e cea mai mare țară catolică din lume. Surprinzător. Cu cei mai mulți catolici practicanți. Și atunci cumva tatăl nostru să spună și la ei același tipul de rugăciuni, chiar dacă intrăm aici într-o discuție în care era lui și părintele Adrian. În fine, mai departe, după cromoterapie, meloterapie, cristaloterapie, mai este dietoterapie. Acolo se mănâncă decât în principiu se mănâncă doar vegetale și în general prunde. Legume și fructe pe care trebuie să le cauți în dicționar, pentru că sunt de o noutate și de o formă și de o varietate extraordinară și de culori bogate și abundente. Da? Deci a mânca numai vegetarian ne duce la hranavia a doctorului Günther. Deja am spus o grămadă de terapii, nici n-am intrat în clinică. Deci eu cam dată n-am intrat în clinică, suntem afară. Ce mai putem să vedem? Au o formă de homeopatie, bine, teoretic e general valabilă pentru toată lumea. Sunt pastile din pasiflor, dar care cumva se încarcă energetic în funcție de fiecare și de pacient. Da. Eu am adus pastile din Brazilia pentru cineva doar în baza unei poze. După o lună de zile m-a sunat și m-a întrebat că nu mai pleci în Brazilia, că mi-am dispărut durerile de genunchi. Eu mai vreau pastile în continuare. Deci sunt lucruri care sunt dincolo de explicare, chiar și a științei de azi. Mi spun că medicina este un fel de medicină pentru la granița cu magie. Poate fi. Da, ok. Ne bată pe subiectul ăsta. Așa este. Da. Nu, deci eu am studiat pur și simplu pentru că nu pot să primim niște oameni acolo să nu fim cunoștință de cauza unui trimit. Deci pe mă interesa la ce nivel de vibrație lucrează, cu ce entități lucrează, dar mie mi-e foarte clar că el lucrează cu entități de vibrație foarte mari și cu mediul. Deci nu am o problemă să spun oameni, duceți-vă acolo, că sigur vă poate ajuta. Dacă îmi cere cineva o părere personală, clar, Onogard este un... Hai să zicem să nu supărăm Biserica Ortodoxă, că nu e o sfântă în viață, dar e clar un medium foarte bun prin care se manifestă
spiritele vindecătoare foarte mari. Și de-aia rezultate foarte bune. Că nu poate să aibă rezultate față de toți. Asta e clar, că toți trebuie să murim și să te îndatori de o moarte. Dar e clar că menirea lui... Și asta nu înțelege toată lumea. El, ca și orice terapeut, eu, ca terapeut, eu le spun pacienților mei, băi, că mie nu mi-e trebuie să-l vindecați lui, dar eu sunt eu. Adică eu sunt mai așa, mai nesănătos din punct de vedere. Eu le spun. Păi, mă interesează să vă vindecați. Păi, mă interesează să vă schimbați. Asta e menirea mea. Dacă vă vindecați, chiar nu mă interesează. De ce? Pentru că după aia, dacă vindești, de exemplu, un om, va, s-a făcut o oră, m-a vindecat ăla. Sau mi-a zis ăla. Mi s-a întâmplat să vină o pacientă și să-mi spună, zic, de ce ați venit? Am venit să-mi ziceți. Poftim? Zice, am auzit că ziceți bine. Deci eu nu vreau să zic unul de unul care zic. Menirea mea este să se întâmplă oameni spre propria lor vindecare. Și vindecarea asta vine din schimbare, care e unică, nu e personală, nu e nimic. Și chiar nu mă interesează să-i vin de chiric. Spun, nici dacă aș putea, nu aș face. Pentru că lor, ca spirite, nu le-ar folosi ca nimic. Eu îmi dau seama că în speță, menirea unui psihoterapeut, a unui preot, este să-l îndrumă pe omul respectiv către propria lui vindecare spirituală. Pentru că vindecarea asta spirituală, în perspectivă, duce la vindecarea fizică. Nu mai interesează vindecarea fizică. Vindecarea fizică, fără vindecarea spirituală, nu are nicio valoare. Din punctul meu de vedere. Da, vreau să fac o completare la ce ai zis tu. Din punctul meu de vedere, sau la nivelul de cunoaștere pe care vreau să le spun aici, fiecare om are trei corpuri. Redus. Pentru cele trei tipuri de corpuri există trei tipuri de meserii în care poate să le vindece. Pentru corpul fizic este medicul, pentru corpul emoțional este psihologul și pentru corpul spiritual este preotul. O vindecare completă nu se poate face decât în toate cele trei planuri odată. Nu este de ajuns să mergi doar la medic, asta nu este de ajuns să mergi doar la preot ca să te vindeci. Dar eu cred că dacă vindeți sufletul și spiritul, în perspectivă, când se vindecă și restul. Adică, dacă vine spiritul, spiritul în perspectivă vine. E în perspectivă, dar de ce să ne vindecăm repede? Corect. Deci, ideal este îmbinarea celor trei. Dar, din păcate, medicii nu sunt crescuți în sensul ăsta. Psihoterapeuți, deci doi psihoterapeuți care au avut școli diferite, nu găsesc o cale de comunicare pentru că ei învață diverse sisteme și fiecare sistem are o structură psihică diferită. Da, ok. Bun. Și atunci, nebunia asta, dintre acolo, face ca, de fapt, să nu avem posibilități de comunicare. Ori pe mine mă interesează, cum să zic eu, omul, corect, ca să se vindece, trebuie să aibă ajutor din toate cele trei. Dar unde îl găsim pe ăla? Da. Vreau să te completez cu ceva. Există studii recente legate de tehnicile psihoterapeutice și s-a constatat, după ce au fost analizate foarte multe cazuri, că tehnica terapeutică contează între 1 și 3%. Restul e oglindă. Nu. Terapeutul contează și el undeva în jur de 10%. Diferența e dată de pacient. Este dată de pacient. Și de viață. Și de viață. Și de dorința lui de vindecare, de puterea lui de vindecare și așa mai departe. De știi ce zicea Jung într-o perioadă spre sfârșitul carierei? Că el n-a vindecat pe nimeni până când pacienții nu și-au găsit legătura cu divinitatea. Clar, că nu ai cum. Nu ai cum să vindești. De ce? Pentru că legătura cu divinitatea este legătura cu sufletul tău. Ruptarea legăturii cu sufletul tău automat duce la boală. Pentru că sufletul este partea aceea din noi unde sunt înscrise toate programele pozitive. Deci dacă eu am întreplicat și cum dintr-un calculator, aș scoate hardul cu tot cu soft. Da. Normal că nu mai merge. Da. Ei, sufletul este hardul și softul nostru, din punct de vedere uman. Perfect. E clar că trebuie să-mi regăsesc sufletul, e clar că trebuie să-mi cură sufletul de programe negative, e clar că trebuie să-l refac. Dar cum fac asta? Pelerinajul cred că este o metodă. Pelerinajul este o metodă. Eram dator cu un răspuns când te-am lăsat pe tine mai devreme, în care vreau să spun că un element foarte important este efectul placebo. În momentul în care mergi în astfel de locuri vindecătoare,
Chiar crezi că poți să te vindeci? Chiar crezi că poți să te vindeci? Am văzut o persoană cu care am fost în prima călătorie în Brazilia, care pe drum, când făceam mica socializare, spunea că mă doare și pe aici și pe aici, analizele astea sunt proaste, astea și mai proaste. A auzit ea că asta nu e bine, asta nu e bine. După două zile de stat la Joao, nici măcar nu mai veneam la clinică și din curiozitate, pentru că știam că e bolnavul grupului, de ce nu mai mergi la terapie? Păi când am văzut atâta suferință, mi-am dat seama că eu nu sunt bolnav. Eu sunt chiar ca lume. Chiar ca lume. Deci la Joao merg oameni care sunt și încăruți, merg oameni care sunt pe tărși, cu perfuzii atârnate de mână, deci merg oameni care se mișcă, care nu se mișcă din toate categoriile de boli. Dar dacă nu ai credință, efectul așteptat? Intrăm într-un subiect mult mai larg. Eu consider că credința te vindecă. Credința este un element vindecător 100%. Deci nu există vindecare fără credință, nici măcar în medicina alopată, nici în psihologie. Nici... Unde găsește psihologia credință? La preot. Deci... Nu, dar psihologia. Unde găsești? Iar vorba de psihologie. Unde se învață credința la psihologie? Există o formă de psihoterapie care se numește psihoterapie ortodoxă. În care psihoterapia este îmbinată aproape perfect cu credința. Ortodoxie. Ortodoxia, da. Probabil există și o formă de psihoterapie creștină, dar cu care eu nu am luat contact. Am văzut doar ceea ce se face în Rusia și în Grecia, cum îți povesteam și mai înainte. Și sunt două școli foarte bune de psihoterapie, care includ credința și toate formele și toate tainele de care poate să vorbească părintele mai bine. Mă ce de completat? Nu. Nu? De ce? Nu. Da. În ceea ce privește psihoterapia, am citit cartea apropo de psihoterapie ortodoxă și care se bazează foarte mult pe tot ce ține de spovedan, deci pe tainele bisericii, completate cu noțiuni de psihoterapie. Da, este ok. De fapt, dacă stau bine să mă gândesc, e ceva de genul ăsta practic, pentru că chiar dacă nu este psihoterapie ortodoxă, e clar o psihoterapie care are sens legătură, pentru că în ortodoxie eu mai vorbesc și despre sexualitate ca formă de terapie. Da, nu cineva care e super încărcat, nu să-l trimit să-i facă... Nu să-l trimit să-i facă masculă. Cum să-l trimit? Ai trebuie 9-10 masculă, așa se duce la autoamă, îi descarcă, îi s-a îngheat. Bun, deci, totodată și sexualitatea poate să fie o formă de terapie. Bun, sau un masaj, sau, mă rog, altceva. Dar eu cred și aici, se pune problema, eu, ca în artele marțiale, eu nu cred în stilul de luptă. Eu cred în luptător. Adică ce înseamnă treaba asta? Cred că terapeutul, un terapeut bun, este cel care adaptează o formă de terapie pacientului. Adică, mă uit la asta și spun, băi, ție îți trebuie aia, 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 ca la muncă, ție ce-ți trebuie, ce-ți lipsește, aia, 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 ție ce-ți lipsește, aia, 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 aia. Ideea este, psihologii de multe ori ies din facultate, ca și medici. Și ai impresia că sunt niște așa niște mici Dumnezeu pe pământ. Și habar n-am de aia, dar nici măcar nu sunt dispus să vadă mai departe. Experiența în relația cu omul, nu poți să o dobândești în facultate. Licența aia la psihologie nu stă faptul că poți să lucrezi un om. De ce? Pentru că dacă pești pe clapa greșită, la sare în cap, când mi s-a întâmplat treaba asta, eu să văd ce înseamnă principiul proiecției. Principiul proiecției unui pacient psihiatric. Și am în sală de mese și am spus unui pacient care, mă rog, crea vecinii o mână sărăcai, imaginează-ți că eu sunt vecinul și eu ți-am coborât cai. În momentul ăla și sări peste... Deci erau mese, da. Deci peste mese și zic, bă, costică, sunt eu, doctor. Da, să mă omoare, doamnă. Costică, sunt eu, doctor. Și s-a oprit de multe ori. Deci nu poți să te joci cu așa ceva. Deci trebuie să știi foarte clar. Deci, în sine, și asta nu pot să am fi decât în practică. Eu de asta îi sfătuiesc. Am relații cu mulți primoși care, băi, duceți-vă, faceți practică, faceți supervizare.
Pentru că și vreau să spun ceva. Una este că vine cineva care are depresie ușor, alta vine un depresiv care este, eu știu, de când s-a născut depresiv, alta este un schizo și cu toată altceva este, eu știu. Da, dar oricum cauzele trebuie eliminate pe rând. Deci, în mod normal, ar trebui prima dată să-l trimiți la medic. Să vezi cum sunt analizele de ce suferă. Eliminând de obicei, la mine vin cei care au fost la medic. Deci, am trecut prin lucrurile astea. Bun, deci eliminăm cauza fizică. Mergem pe cauza mental-emoțională. Dacă nici aici nu găsim rădăcini, atunci îl trimitem mai departe la preot. Asta ar trebui să fie o curgere armonioasă a unei... Nu asta e curgerea armonioasă. Curgerea armonioasă, nu. Curgerea armonioasă lucrurilor se face pe urmă. Ia omul. Da. Apropo, îi măsor valorile radiestezii. Când îi măsor valorile, dau exact seama unde e buba lui. Că poți să ne măsori după valori dacă e pe mental, dacă e pe emoțional sau dacă e fizic. Obișnuit nu are astfel de instrumente. Dar nimic nu împiedică să o facă. Radiestezia este un instrument, nu e o meserie. Nu e o meserie, e un instrument. E un instrument. Deci, sunt niște bariere pe care toată lumea poate să le treacă. De-aia sunt psihologi buni și psihologi mai puțin buni. Deci, barierele pe care le treci și te faci să fii din bună mai bun. Dacă nu ești în stare să treci peste niște bariere, și apropo de radiestezie, știți că biserica are o problemă cu radiestezie, să știți că eu am măsurat și la Mormântul Sfânt, și pe Tabor, și la Mormântul Maicii Domnului. Și vreau să spun că dacă eram un Poseidon, nu cred că puteam să măsor. Și în niciun caz nu puteam să mă măsor, dacă nu mi-a dat Dumnezeu să mă măsor așa. Că radiestezia e cât se poate de la Dumnezeu. A fost și o dovadă pentru mine că... De ce? Pentru că întâmplarea face că în fața Mormântului Sfânt întâlnești demonul. În Mormântul Sfânt nu mai poate să intre demonul. Și atunci acolo, nu știu, eu am făcut și pot, am și măsurat. Nici n-am făcut spumea la gură, nici nu. Țin minte că eram în Mormântul Sfânt, chiar în locașul mormântului, unde nu pot să intre decât 4 persoane. 3. Așa, și stând în genunchi, ajungi cu tălpile până în perete. Deci da, e foarte mic. Da. Și eram, cred că 4 persoane, stăteam ca sardeluțele, și la un moment dat... Am făcut o poză acolo, sfoară. Da, am făcut o poză, o să... A venit cineva îmbrăcat în călugăriță care a deschis icoana din partea stângă de care noi nu știam că se deschide și se ajunge la stâncă. Unde e stâncă, da. Ce a fost? Nu știu. Probabil. Ce se întâmplă? Este în felul următor. Lumea de la Mormântul Sfânt e o chestie foarte ciudată. De ce nu am fost pregătit să o întâlnesc? Nici măcar nu m-am gândit pe casă cu ideea să citesc liturghia. Am fost cu preoți. M-am gândit că o să facă liturghia. N-am făcut liturghia când ne-au lăsat grecii. Da, am fost foarte supărat pe greci. Și după aia m-am luat la ceasă cu paragliserul. Care... nu. Faza a fost în felul următor. Eram la Mormântul Sfânt, da? Și femeile din grupul nostru s-au dus și au cumpărat. Deci eram pe peregrinaj. Femeile din grupul nostru s-au dus și au cumpărat mănâncă de aia de 300 de lumânări să le aprindă la mormânt. Și a venit paracliserul, un grec mic, bondoc, gras, cu barbă, și l-a dat peste mâini. Și l-a dat peste lumânări. Și m-a dus și am de grec. Ce îi faci? Mă rog, a început să ții pe poliția la mână și... și a ieșit balonul. Dar în momentul respectiv mi-a dat seama, a venit un grec la mine și mi-a zis să nu te mâhnești din sufletul tău. Vezi că aici ispita este mare. Ai venit să te rogi. Du-te, închină-te, fă treaba și lasă, că aici este puterea răului mare în afară. Și am realizat că, de fapt, acolo, la mormânt, se produce... Deci noi, lumea noastră este un gri. Este bine amestecat cu rău. În fața mormântului Sfânt, răul se desparte de bine, complet. Și acolo ai răul, care nu mai poate să intre în mormânt și care rămâne în afară. Și binele care intră în mormânt. Păi eu nu eram pregătit să înțeleg treaba asta, pentru că nu eram analizat. A trebuit, după aia am stat și am analizat asta, să vezi ce s-a întâmplat în fața mormântului de. Da, și ajungem la alt subiect. La astfel de pelerinaje, inclusiv acesta, se elimină foarte... Deci apar niște fenomene de vindecare, da? Și se elimină
energiile negative. Din motivul ăsta se ceartă și pelerinii între ei, pentru că... E formă de descărcare. E formă de descărcare. Același lucru s-a întâmplat și cu tine. Ai descărcat către vietul om până la urmă. Da. E clar că aveam și eu pale mele. Chiar rău intenționat, fiindcă el era grec și nu era român, eram român și din start a fost o problemă. Descărcarea a fost fata în cazul ăsta. A noastră, în general, că ne-am supărat, că nu ne-au lăsat, dar ținutul la... Deci, nu, dar problema noastră este că n-am înțeles. Deci, problema să n-am înțeles. Și vreau să spun că, până la urmă, tot am citit liturghia. Și am citit în aeroport. Nu, dar am citit, ne-a ținut părintele afară, lângă coloana trăznită. Lângă coloana trăznită, așa e. Prima liturghie acolo. În afară, în liturghie, în afară, în rugăciune de Dumnezeu. În rugăciune de Dumnezeu. În rugăciune de Dumnezeu, lângă coloana trăznită. Acolo unde s-a creștinat generalul turc. Dar a fără lumină dincolo. Corect. Da. Mulți renunță după prima încercare, spunând că nu au fost ajutați. Ce părere aveți despre acest om? Credința. Deci ești ajutat credința. Te minte că credința te ajută în legătura ta cu divinitatea. Deci un om care nu a fost ajutat nu are legătură cu divinitatea, nu are credința. Sau fine, nu are adevărata credință. Credința din suflet. Eu cred că oamenii ăștia, am și eu, oameni care mi-au zis că au fost la mine și n-a fost nimic pentru ei. Pentru că intenția mea nu e să fac ceva pentru ei. Intenția mea este să-i duc ce să facă ca ei să crească. Adică, știți ceva, aici asta este și o forma mea. Eu merg foarte mult cu Vidla Talantului. Vidla Talantului presupune ca tu să îți adun talanții tăi. Deci, și în măsura în care îți adun talanții tăi, adică talanții însemnând oameni care se întorc la divinitate, automat, relația ta cu Dumnezeu este altă. Și e firesc să fie așa. Și atunci, pe mine, eu sunt interesat în oamenii care vor să evolueze. Nu mă interesează oamenii care vor să o vindece. A, îi ajut, îi îndrum. Perfect. Evoluția e o formă de vindecare. Evoluția este forma de, singura formă de vindecare. Dacă ei pleacă de la ideea că lor trebuie să li se întâmple cum vor ei, atunci nu mă interesează. Și cei care spun că n-au fost ajutați, este că n-au înțeles. Ei înseamnă că vreau să fie lucrurile cum vor ei. Păi stai un pic, toți avem părinți, copii, bunici care mor. Păi așa ne duce toți părinași și zic că nu vreau să moară bunica. Că nu vreau să moară nu știu cine. Nu, tot trebuie să moară. Evident că Dumnezeu nu o să țină seama de tine. Și atunci mă supăr pe Dumnezeu. De fapt, de ce mă supăr? Din orgoliu, pentru că nu înțeleg de ce a acționat divinitatea într-un anume fel. Ei, oamenii nu înțeleg că Dumnezeu acționează, deci că ceva se întâmplă, pentru că nu se poate întâmpla altfel. Și că foarte rar intervine divinitatea în legile astea pământene. Ei, și ei nu înțeleg. Și se supără de ce? Pentru că ei ar fi vrut să fie cum vor ei. S-a supărat tot anul cu mine. Mi-a trimis mesaj că trebuie să-i trimit bani de consultație înapoi. De ce trebuie să-i trimit bani de consultație înapoi? Deci, femeia a venit la mine, eu m-am interesat de cu totul ăla și la un moment dat m-a întrebat ceva de fis. Și am zis, doamne, nu cred că se căsătorește cu fata care... Și... Mi-a să-i trimit bani înapoi că eu am zis că nu se căsătorește și ea s-a lăbădit deja. S-a lăbădit. De ce a venit să l-a ghicit? Eu n-am treabă cu ghicitul și nici nu mă interesează, nici viitorul, nici... Nu e treaba mea. Mai ales că viitorul întotdeauna este previzibil, dar schimbabil. Întotdeauna zic, viitorul e schimbabil. Da. Femeia de ce? Ea vroia... vroia. Deci vin ca să afle ce se întâmplă cu copiii, ca eventual să-i despart. Că evident că eu nu o să mă bag să-i despart. Sau Dumnezeu nu se bagă să-i despartă pe copiii. Poate au o karmă pe una parte, că au de făcut un copil de făcut. Poate că au ceva de făcut. Și atunci ei se supără. Pe Dumnezeu, pe terapeut, pe taica, pe ăla. Că ei nu înțeleg că planul lui Dumnezeu poate să fie altul. Ce-i treaba mea? Ce vrea Dumnezeu? Nici nu pot să-mi dozeam, pentru că Dumnezeu vede într-o perspectivă la care nici măcar nu mă gândesc. Deci, imaginați-vă că Dumnezeu știe o mutare, deci mut acum, în condițiile în care a pregătit asta acum 3 miliarde de ani. Bă, 3 miliarde de ani, de azi de mâine. O căsătorie sau lobădă. Și atunci, evident că sunt lucruri care nu se pot schimba. Pentru că în planul divin, asta poate că are repercursiuni peste 5 miliarde de ani. Noi nu știm, dar el știe.
Și atunci cum să mă bag eu? Și oamenii ăștia, de fapt, care spun că n-au fost ajutați, că suferă de un orgoliu imens. Adică lucrurile ar trebui să fie cum vor ei, că ei sunt așa un fel de miez al Universului. Da, într-adevăr. Apropo, m-am amintit puțin de Mormântul Sfânt. Haideți să facem un pic o paralelă între Mormântul Sfânt și Mecca. Păi ce paralelă să facem? Că nu e nicio paralelă. Adică e o paralelă, dar este așa pe departe. În primul rând, hai să luăm sistematic. Ce e Mormântul Sfânt? Mormântul Sfânt este locul unde, da, a fost mormântat Mântuitorul, unde a stat cele trei zile și după care a înviat. Deci rămâne, a rămas energia învierii acolo. Ok, lumina învierii. A fost acolo. Perfect. Ce este Mecca? Mecca, nu știu din surse sigure, pur și simplu a fost o discuție, din ce am verificat, pare să fie adevărat pe partea asta alta a mea. La un moment dat, pe vremea Revoluției, eu am fost singurul care a putut să plece cu trenul din Timișoara. Da? M-a trimis șeful acasă, că eram prin coloană acolo. Și mi-a dat o delegație și m-a trimis acasă. Care era închisă, dar pentru că eu stăteam la fratele meu, m-am urcat prin triaj între eu și cu conductorul. Bun. Puțin, la un moment dat, la nu știu ce oraș, s-a urcat un arab. Acum am realizat, bă, că a fost nasol, că putea să fie cu totul altceva. Și am stat de vorbă, noi doi. Și am dat, vorbeam, voi sunteți cu Mecca. Bun, ce e cu Mecca asta? Și am început să-mi povestească că Mecca este, de fapt, locul, el fiind musulman, Mecca este, de fapt, locul unde Maica Domnului a dat cu piciorul călcuit în pământ când a rămas fără lapte. Și în momentul în care a dat cu piciorul în pământ, de acolo a ieșit acea apă de la Mecca, care este apă lăptoasă. Ce pot să spun eu? Întâmplarea face că unul dintre elevii maestrii mei este inginer. Și este inginer și este inginer de drumuri și poduri. Și a construit autostrăzi de prin Arabia Saudită, de prin, mă rog, prin țările arabe. Și la un moment dat zice, mă, ce vrei să-ți aduc că plec afară? Mă, zic, ce pot să-mi aduci de afară și să n-am și România, nu? Păi zic, ce face? Păi zic, adu niște apă de la Mecca. Dar eu, așa. Nu vă spun că după vreo jumătate de ani, mă trezesc, mă trezesc, mă trezesc cu bidon. Nu, e un bidon. E bidon de 10 litri. Cu bidonul, da. E bidonul cu însemnele pe el, cu sigilat, cu sigiliu. Și ți-am adus apă de la Mecca. Îl am și acum. Am sub birou, mai am un pic pe fund, că e de acum. Apa aia este de acum, deci dinainte de 11 septembrie, deci care vreo 6-7 ani, sigur, dacă e mai că după 11 septembrie nu s-a mai dat fără. Și vreau să spun, ce pot să spun? Nu s-a stricat. Deci e sub biroul meu de 7 ani. Deci e așa. Deci ai de-a s-a stricat? Nu, da! Acum mă refer. Bine, are BF-ul 400. Adică beneficiatea este foarte mare. Vreau să spun că beneficiatea este mai mică decât, de exemplu, izvorul Maicii Domnului de la... nu? De la mână... de la... cum se cheamă? Intervent. Nu de la asta... peștera... Polovragi? Care e de la... de lângă Rânca? Polovragi. Acolo sunt, mă rog, altarul, Zamoxe, sunt cele trei camere și acolo este izvorul Maicii Domnului care nu se apă niciodată. EBF-ul de acolo e 600. De la Polovragi. De la Polovragi. La Mecca e 400. Dar este în strânsă legătură cu Maica. Ce legătură are? Mă rog, după aia vreau să vă spun. Deci asta apropo de Mecca și de ce știu eu de Mecca. Eu am fost surprins de ce? Pentru că am fost în Thailand, am fost, mă rog, am stat o lună acolo la... Ei, vreau să spun că ăștia nu aveau foarte multe canale de televiziune. Ale lor, evident. Dar aveau transmitat direct de la Mecca. În fiecare zi. Era uimitor când am văzut la Mecca. Ca la Mormântul Sfânt. Ce să spun? Consider că e foarte ok ca un pelerin musulman să ducă la Mecca. Este o formă de curățare, ținând cont că acolo este beneficitatea foarte mare. Adică foarte mare în raport cu, mă rog, cu viața de zi cu zi. În ceea ce privește legătura. La Mormântul Sfânt am avut următoarea surpriză. Poate pentru că și pentru că mă soră.
Și am măsurat locurile în care am mers. Și am măsurat, evident, am văzut un sfânt, am măsurat în cisternă unde s-a găsit crucea. Dar paradoxul a apărut în momentul în care am măsurat mormântul Macedonului. Și când am măsurat mormântul Macedonului, mi s-au dat toate calculele peste cap, pentru că valorile mormântului Macedonului sunt aceeași cu valorile mormântului Sfânt. Toată lumea pune prețul pe valorile mormântului Sfânt al lui Iisus. Dar nimeni nu vorbește despre mormântul Maicii. Se vorbește despre venerarea Maicii. Doamne, Maica e Dumnezeu. Adică Maica e o formă de manifestare a Dumnezeu. Este principiul feminin divin care s-a manifestat prin Maica Domnului. Deci Maica Domnului a ajuns tot la Dumnezeu, ca și Iisus Hristos. Nu poți să faci deosebirea între Iisus Hristos și Maica Domnului. Pentru că este scris, locul în care, pe care a stat Dumnezeu este Sfânt. Păi și dacă Hristos este Sfânt și a stat în mama Lui 9 luni, cum este mama Lui? La fel. Nu se poate face. Nu poate să fie altfel. Pe principiul rezonanței, ea nu poate să fie altfel. Și atunci, mormântul Sfânt are aceeași valoare spirituală ca și mormântul Maicii Domnului. Numai că nu se știe treaba asta. Și nici... Eu nu vorbesc de... Cum să spun eu? Cred că trebuie să acorzi aceeași însemnătate și Dumnezeului Tatăl și Maicii în aceeași măsură, pentru că ei sunt nedespărțiți Maică de Tatăl și de Fiul. Ori, asta este legătura între Meca, Maica Domnului, Maica Domnului, Iisus Hristos. Dar în rest, nu e. Din păcate, musulmani. Plus că, apropo de musulmani, musulmanii provin din fratele vitreg al lui Israel. Nu? Din Ismail. Deci există o legătură între popoarele musulmane și evrei. Deci între tot ce... Ori, pe mine mă dă... Cum să zic eu? Eu nu înțeleg. Adică eu înțeleg foarte bine motivul pentru care se perpetuează această... cum să zic eu? Unde ne mai vindem noi armele dacă nu se mai bat evrei cu musulmani? Clar. Ar fi bine să intre și creștinii pe sfânt. Mai deschidem niște fabrici mai mult. Iar că te-am lăsat să spui tot, dar apropo de mormântul Maicii Domnului, chiar dacă nu se știe, se simte. Da. În momentul în care intri în mormântul Maicii Domnului și cobori cele 33 de trepte... Mi-am avut niște poze, erau tot. E vibrația atât de mare. Asta este sensația. Erau niște strane. Că la Maica Domnului poate să stea toată lumea, la mormântul Sfânt. Deci eu spun toată lumea, băi, dacă vreți să stați în vibrație mare, puteți să stați foarte frumos la Meca. Nu e aglomerat așa, cum sunt strani. Și vedeți pe toți strani. Că e turtea vibrație. Da, de fapt se deconectau cipitele. Da, și se șurta. Erau șurtați complet. Da. Nu știu ce să mai răspund la întrebarea asta, pentru că ai spus o chestie foarte completă. Aș vrea să ating întrebarea dintr-un alt unghi. Fiecare cultură are locuri de lui de pelerinaj. Creștinii ortodoxi au niște locuri de pelerinaj, musulmanii au alte locuri, catolicii au alte locuri și la fel cultele din Orient, oricare ar fi ele, au niște locuri de pelerinaj. Am vrut să zic că întâmplarea face, da? Este greșit. Sunt unele locuri care sunt comune. De exemplu, la Ierusalim, merg și catolici, merg și ortodoxi, merg și musulmani, pentru că au moschea și merg și evrei, și merg și cine... și alții. Și alții. Și alții, da? Și fiecare... Și merg și chinezii în viză. Merg și chinezii în viză. Asta ar naște o întrebare. Chinezii fac pelerinași? Pentru că sunt în număr mai mare decât românii la... Păi, raportat la numărul de locuitori, nu. Atunci japonezii, că japonezii sunt mai mulți. Și ăștia și mai mult decât chinezii. Ăștia s-a dus să fotografieze că toți sunt chinezii. Da. Există situații în care pelerinajele nu au niciun efect terapeutic? Absolut, da. Dacă omul nu este pregătit să schimbe, nu are niciun efect. Ba din contră. Se înrege. Da. E cam o chestionare asta, o întrebare de control. Răspunsul se găsește mai devreme. Și dacă e să citez din Biblie, Iisus spunea că nu eu te-am vindecat, credința ta este cea care te-a vindecat. Corect.
Corect. Deci o persoană care nu se vindecă înseamnă că nu vrea să învare. Din start, asta este unul dintre cei mai apropiate de terapie. E o țeapă pe care am luat-o eu la începutul terapiei mele. Aveam un pacient. L-am întâlnit, era parcă mai bine acum. Era un tip depresiv, student la arte plastice, ce făcea pictură și mi-a făcut el că picta frumos. Și se făcea, vai mi-e rău, vai mi-e rău, vai mi-e rău, vai mi-e rău. Și am stat după fundul lui vreo 2 ani, 3 ani de zile, în care l-am dus la moaște de sfinț, l-am închinat, m-am certat cu popa. Că am închis popa, moaște la Sfântul Dumitru, am dat alea la o parte, am pus pe ăsta să închine, că este dracu, o să-i da, să se cureze. Și după vreo 3 ani, l-am plimbat, i-am dat țigări, pe sunat, l-am dus acasă. Și după vreo 3 ani, mă duc la cea cu care era la maestra mea și spun, băi, zic, nu știu, ăsta, cu ăsta, chiar nu știu ce să fac. Eu mă declar incapabil să fac ceva pe trebuie. Nu pune pe scaun. Eu urmăream. Supervizam eu. Și eu, da. Și ești. Și eu. Și aici nu aveți? Și e bine așa, nu? Și mai ieși din pensia lui bunica. Da. Și e pensia lui taică. Da. Și merge așa mai departe. Tu te lăgneam și... Și zice, vezi, el nu vrea să vină. Mi-a zis om. Bun. Problema este cu cei care sunt depresivi. Sunt oameni care sunt încrâncenați în supărarea lor pe lume, pe univers, pe Dumnezeu, că sunt femei, că sunt bărbați, că sunt scunzi, că sunt blonzi, că sunt greți. Că știți cum sunt femeile, dacă se supără dacă au părul greț, se supără dacă au părul lin, se supără dacă sunt brunete, se supără dacă sunt blonde, dacă sunt brunete sau mai negre, vor să se albească, dacă sunt albe, să duc la solar și tot așa. Ei, din cauza asta, noi știu că ai, problema este alta. Există ceea ce în ortodoxie se cheamă ești nemulțumitor. Nemulțumitor înseamnă, nu pot să mulțumesc, bă, că trăiesc. Că sunt sănătos. Bă, că respir. Ca să fie mare binecuvântare să respir pe planeta asta. Eu sunt nemulțumit, sunt nemulțumit. Am văzut oameni nemulțumiți că eu știu. Îi lipsea așa pe mașină din colecție. Chestii de genul ăsta. Că era supărat pe părinți că nu i-a luat nu știu ce mașină, că i-a luat o mașină 20.000 în loc de 60.000 de euro. Deci tâmpenii de genul ăsta. Pe care nu le înțelegi. Că n-am nicio valoare decât în momentul în care ajunge acolo în pragul morții. Acolo în pragul morții nu mai e nimic important. Da. Și Alexandru Macedon a început să fie... Un mormânt acum e afară. Afară tocmai ca să arate că nu mă văd nimic cu el în viața de după. Iar pentru ce spui tu, e foarte bună o bugetare care spune că noi nu știm să ne bucurăm de ceea ce avem și suferim din cauza că nu putem să avem alte lucruri. Exact. În forma asta sau în alte forme... Asta e, din păcate. O secundă. Ați dori nu este greșit. Deci nu este absolut greșit. Eu nu cred nici în perspectiva bisericii. Adică perspectiva creștinismului care a spus la un moment dat, Doamne, că mulți dintre ăștia depresivi sunt... Deci dacă vin la tine, doi... Cea mai trebuie să faci. Vin la mine o familie, da? Vin o familie. Și vă dați seama, să ai doi copii, da? Doi băieți. Dintre care unul să spună, îmi pare rău că m-am născut la vreo 5-6 ani. Îmi pare rău că m-am născut, mi-aș dori să mor, să mă întorc în cer. Mă plictisesc îngrozitor, ăștia băut. Cu posibilități materiale. N-am ce să fac aici. Mă plictisesc. Unu, da? Și al doilea se trezește dimineața cu zâmbit tot o oară. Și ești iberit. Și unul e creștin, ortodox, de altă dată, de la cu posturi, cum mai știu ce, și unul e budist. Da? Ce impresie poți să-ți faci despre creștinism și despre budism? În condițiile în care eu fac afirmația, creștinismul este o religie net superioară budismului. Dar modul de aplicare ei e prost. Adică, eu dacă ar fi după mine, aș merge pe principiile budiste și aș înfrânge pe Hristos. Dar aș da la o parte multe din toate preceptele ortodoxiei. Multe. Din ritualuri, din dogme, din... Vorbesc de ce, pentru că asta a dus doar program. Pe singura pe care l-aș păstra ar fi Hristos. Prof.
că nu mai e părinte. Profit că nu mai e părinte. Să se apere. Haideți să vorbim un pic despre starea în Segetul. De ce merg? De ce e nebunia aceasta în starea în Segetul? Cu inițierile făcute acolo? Cu... Eu zic că este o mare dovadă de incultură spirituală. Și mă iau cu geale. Este turism. Este turism. Iar dacă ar fi să analizăm după categorisirea pe care o face biserica, clar nu este un pelerinaj. Nu avem un obiect. Nu e adevărat. Deci există și o componentă spirituală. Există o componentă spirituală și mă refer la... Sunt zone unde au fost templele preoților altor tenselor. Corect. Da. Există zone care sunt, unde există duhurile și, mă rog, energiile benefice care au rămas acolo. Corect. Dar am alt amendament. Eu nu înțeleg următorul aspect. M-au venit romanii și i-au dărâmat? Da sau nu? Au venit. Cine a îngăduit asta? Dumnezeu nu era acolo, nu? Păi dacă i-au dărâmat, orice lucru pe care îl dărâmă Dumnezeu, îngăduie Dumnezeu să fie dărâmat, înseamnă că și-a trăit traiașa în camera. Pentru ce să readuc în prezent niște lucruri care au fost dărâmate de chiar Dumnezeu? Și care nu mai au valoare. Și care nu mai au aceeași valoare? Adică, eu, în condițiile în care l-am pe Iisus, care este maximum, maximum uman, cel puțin maximum atins, că aici am un amendament. Pentru că eu nu cred că nu mai există nimic după asta. Dar asta e altă problemă. Pentru ce să mă întorc în trecut? Eu n-am nimic motiv să analizez trecutul, să-l integrez. Corect. Dar asta nu înseamnă că trebuie să mă întorc acolo și... E chestia asta cu tacologia, cu Sarmisegetuza, cu... Eu dacă mă văd pe mine, e clar că am fost printre romanii care au tărâmat Sarmisegetuza, nu pentru ce v-au construit-o. Da, vreau să zic că e o fascinație asupra acestor locuri și asupra strămoșilor despre care am știut foarte multe și încercăm să spunem că sunt crema la crema. Nu e foarte greu. Dar nu e ce problemă. Du-te, fă meditație, perfect. Bă, dar nu rămâne cantonat acolo. Că există cu multe alte lucruri, alte lucruri superioare locului respectiv. Adică sunt convins că sunt spiritele vechilor preoți daci, cum se cheamă. Erau ăștia care, mă rog, trăiau ei cu miere sălbatică și mai știu eu ce, de pe vremea lui Bulevista. Corect. Dar să fim serioși. Aia este o etapă. Cum să vă zic eu? Până și în spiritualitate există evoluție spirituală. Da, pe asta vreau să zic eu că pentru unii, în funcție de locul unde te afli, este un pas înainte. Pentru alții este un pas înapoi. Bă, corect. Dar, știți? Sau, mă rog, am fost întrebat, eu nu sunt foarte fan yoga. Perfect. Și am fost întrebat de ce nu sunt. Și am zis, băi, sunt foarte frumoase, sunt excelente. Nu aveți decât să stați în cap cât vreți voi. Dar mi se par, cum să zic, mi se par retrograde. Adică, înțeleg să faci postura șarpului, postura leului, postura ce vrei tu, lotusului, sau mai știu ce. În condițiile în care vrei să te integrezi cu natura. Perfect. Dar ce să nu integrezi cu Dumnezeu? Natura este o formă de manifestare a lui Dumnezeu. Dar nu este Dumnezeu cel viu, care are alte cu totul valori. Este o manifestare a lui Dumnezeu în natură. Corect. Dar pe mine mă interesează întoarcerea Dumnezeu cel viu ăla unul, dinainte să existe lucrurile. Ori pentru asta nu mai pot să. Pentru că e clar că ăștia au învățat, deci cei care au început să facă yoga și au învățat. Cum s-au învățat stilurile de luptă din artele marțiale. De-aia a apărut călugărița, de-aia a apărut stilul maimuțe, de-aia a apărut stilul șarpelui, de-aia a apărut stilul tigrului. Pentru că au copiat ce? Animale. Animale. Yoginii au făcut? Au copiat natura. Stai în lotus. Ce copiezi? Un lotus. Cu ce te identifici? Cu energia unui lotus, da? Stau în poziția șarpelui. Cu ce te identifici? Cu un șarpe. Să fim serioși. E bine. Să fim serioși. Acum știu că sunt asemenea care deschid centri energici. Sunt absolut nefoare. Dar cum pot să fac tot? De ce să stau într-o poziție? Și după aia mă gândesc.
În toate, mă rog, ce să faci vizualizările? Și toate vizualizările, Dumnezeu apare într-un fel. Dumnezeu, niciodată. Nici într-o asană, nici picior peste picior. Nu știu, fie o întâmplare, eu mai studiez. Care este locul sfânt care va intra la suflet, care va rămas acolo în sufletul vostru? La care ați fost? În principiu, fiecare are energia lui și modul de percepție în mod diferit. Dar cel mai este muntele Atos, unde am găsit o liniște... Înainte sau după ce am un... au vândut ăștia munții. Și care e lui? Nu știu să spun. Tu de-aia te vorbim și de eu. Să-l simt de bucată cu bucată. Să zic eu. Mi-a luat orice replică. Probabil că activitățile economice o să intre în curând o să următul Maicii Domnului. Nu, acolo nu o să intre. N-ai. În forma care ai prezentat deja tot regimul. Nu. Atosul este dat de oameni. Mormântul Sfânt. Iar și cum să spun eu, mormântul Sfânt nu o să poată să-l fure și nici nu o să poată să-l vândă. Știi? Că moaște trebuie să mai vând. Mai ia mie, mai dă ție. Știi? Mai dă mie ceva, mai ia tu. Că așa... Da, așa este. Mormântul Maicii Domnului și mormântul Sfânt sunt maximum ceea ce se poate întâlni. Bun, e adevărat că fiecare azi, nu, fiecare. N-am vrut să-ți distrug visul tău, apropo de Atos. Eu nu pot să mă duc pe Atos, am fost invitat să mă duc pe Atos. De trei ori te-am invitat să mergem cu Atos, de trei ori am vrut. Eu mă duc, mă uit. Și când văd, suflet mult. Și atât. Dar eu n-am ce să caut. Știu. Deci, n-am ce să caut. Nu pot. Nu mă țin. De-aia am și spus Atos ca să te... Să mă zgâne un pic. Nu mai e ce era. A fost odată că am povești. Adică, poți să faci niște... știi ce se întâmplă? Am un prieten preot care spune așa. Zice, nu știu cum e expresia. Prea puțin furturi la atâta păsăreți sau ceva de genul ăsta. Apropo de Atos, adică în sensul că Atosul are numele pe care l-are, a dat mult prea puțin sfinți. Față de păsăretul de acolo. Așa este, dar știm de ajungem la discuția despre credință. Pentru că nu e vorba de credință. Nu e vorba de locul credință. Cel mai... Cum ați întrebat locul cel mai care ne-a plăcut cel mai mult? Deci acolo unde credința ta este cea mai mare, acolo este locul cel mai important. Corect, pentru tine e cel mai important acolo. E mai, cel mai important acolo pentru că probabil trăi pe acolo. Și probabil pentru tine a rămas în sufletul tău. Pentru mine e cel mai important loc. Adică, eu știu, locul unde mă simt acasă, o să se pară citat, este peștera Sfântului Ioan de la Hristos. Da. Adică, la Sfântul Ioan de la Hristos, Domnul Ioan acolo, dacă mă duc și stau frumos pe piatra de margine, mă simt ca acasă. Și stau frumos acolo și știu că acolo nu intră nimic. Că până la ușă, până la intrarea în peșteră, poate să intre ceva. Dincolo de aia nu mai intră. E, acolo m-am simțit eu cel mai mic. Și vreau să spun că, scuze, când eram student, mă duceam și nu era făcut. Dar a început să fie făcut seminarul de fete și rămâneam noaptea acolo. Și mă culcau măicuțele în seminar. Dormeam în clasa. Rămâneam a doua zi. Deci până a doua zi și a doua zi mâncam și plecam cu gândul cel bun. Că asta e ideea. Mă duceam că nu știam ce să fac într-o problemă. Și când a doua zi plecam cu ceea ce era bine să fac. Da, vreau să spun că cred că întrebarea ar trebui să aibă două părți. Cel mai loc din toată lumea și locurile de la noi. Da. Mergând pe ideea de locurile de la noi, în general, ești mult mai
atașat la un punct mai nasol. Ești mult mai împământat aici. Și sunt locuri în care te duci și te simți exact ca în momentul Macedonului. Este vorba de peștera Sfântului Ioan de la Chislov, este vorba de peștera lui Grigorie de Caponitu de la Bistrița, este vorba de peștera Sfântului Andrei și mănăstirea de Reven din Dobrogea. Pentru unii este și nordul Dobrogei cu mănăstirea Miculițel, unde au fost desfropașcei. Martirii, nu? Martirii, da. Mucenicile. Filip Camasie Zotic și Atal. Da, deci nu Pocoști, Mizere și celelalte locuri sunt efectiv de la Miculițel, biserica precreștină care... Bun, acum problema era, noi personal, că poți să simți bine, eu știi ce? Poți să mă simt foarte bine la tine acasă, dar nu-i casa mea. Da. Da? Deci eu vorbeam de loc unde mă simt acasă. Și acasă mă simt acolo la Arsenie Bocalaț, peștera Sfântul Ioan. Mă simt acasă pe, pe o insulă din Thailanda. Da. 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 Nu mă ajută să fac o casă acolo. Că doar se vizitează insula aia, că e mică. Da. Și cam atât. Nu prea am multe lucruri în care să mă simt acasă. Da. Acasă este pentru fiecare și este diferit. Absolut. Acasă unde... la mine e acasă la mine. E locul unde l-ai întâlnit-o pe Dumnezeu, cred, pentru că... cred că fericirea este momentul în care întâlnești pe Dumnezeu, sub o formă sau alta. Și atunci, acel loc rămâne impregnat cu acea fericirea ta. Și aia rămâne persent. Ceea ce spui tu acum ai răspuns la o întrebare mai dinainte. Ce este pelerinajul? Pelerinajul este căutarea lui Dumnezeu. Ați fost în pelerinaje. Ce ați căutat și ce ați găsit deosebit? Cu ce v-ați întors de acolo? Eu. Da. Of, am fost în pelerinaj, da. Fără să... Deci, în primul rând, eu n-am știut că mă duc în pelerinaj, că m-am dus la anul într-o părintă, să iei Boca, sau... m-am văzut la Vasile de la Fernanda, sau... Eu știu... eu căutam răspunsuri. Eu căutam răspunsuri, știu, eu nu m-am... N-am avut... Deși m-am rugat și pentru sănătatea altora, că n-am avut probleme mari, m-am dus. Și la moaște de sfinți, și la, și la examene m-am dus, că și la e tot un peregrinat. Căutam răspunsuri. Și pentru că nu aveam alt sistem să găsesc un răspuns, da? Un răspuns putea să fie, domnule, mă însor sau nu mă însor. Răspuns putea să fie, că eu m-am dus. Eu la Părintele Arsenie Boca m-am căsătorit și am divorțat de fiecare dată. Mă duceam, ce mă părinte, mă însor? În soarea. Ce fac părinte? Divorțează. Bun. Drăguț este că, în perspectivă, deciziile s-au dovedit juste. Adică nu a fost o... Cum să spunem, să zici că gata. Știi, tu de fapt ai făcut ce ai vrut tu și, în realitate, el a făcut altceva. Nu! În perspectivă, pe aia rămâne așa în suflet cu... Dom'le, da, e bine ce am pus sau nu e bine ce am pus. Nu, în perspectivă, deciziile alea s-au dovedit a fi juste. Și vine un moment în care Dumnezeu, când e o decizie de genul ăsta, deci te duci și, mă rog, îți vine răspunsul și faci, și chiar dacă nu e, chiar dacă nu e compatibil cu tine sau nu e, e în contradicție cu tine, vine un moment în care Dumnezeu se arată, uite, de ce e bine că ai făcut asta. Pentru că dacă nu făceai asta, se întâmplă asta. Sau dacă nu făceai asta, nu era asta. Asta. Și îți vine acest moment. Și eu m-am luat să, mă rog, divorțez prima oară și eram la un, vin de la un raliu. Și am obosit varză. Varză. Nu eram obosit. Pregătit. Nu eram nimic. Și când am venit acasă, pușchii mei din a doua căsătorie se mișnau așa, în mijlocul casei. Și îmi vine în mine, dar foarte clar. Și deci, când eram obosit, nici să gând... Ați văzut la toată, atât de obosit. Încât să nu poți să gândești, stai așa, eu îi zic, când privești tâmp la televizor, cum mai spune un prieten, ce faci? Și eu sunt foarte obosit. Ce, ce faci? Și eu zic, mă uit tâmp la televizor, adică, trece din tine, nu vezi nimic, oricum înțelegi. Și în momentul respectiv, am venit înainte foarte grea, uite, vezi, dacă tu nu făceai pasul atunci, deci dacă nu luai decizia aia, nu erau ei acum. Și atunci Dumnezeu spune, merită, justifică, și răspunsul este corect. Deci, acțiunea mea e pusă rejustifică faptul că am făcut treaba asta. Și nu numai. Întreagă poveste. Dar ne venim.
De multe ori m-am dus pentru un răspuns. Nu știam ce e bine și ce e rău. Aveam o problemă. Și toată lumea are o problemă în asta cu Doamne, dar cum știu care e voința lui Dumnezeu? Voința lui Dumnezeu în deciziile mele. Pe mine m-a ajutat foarte mult părinajul la Mormântul Sfânt. De ce? Pentru că acolo mi-a dat seama că sunt pe o cale corectă. Că mai ai îndoială apropo de la decizie, mai ai îndoială relativ la Reiki. Doamne, dar acolo în Mormântul Sfânt mi-am dat seama că fac ceea ce trebuie. Pentru că îți vezi viața în altă lumină, că te cureți, te plimbi, te plimbi doar prin locuri sfinte, nu mai ai timp de, eu știu, alte prostii. Și automat trebuie să-ți faci o analiză a gândurilor tale și a acțiunilor tale. Și atunci, e o foarte bună trăinaj, de fapt, părerea mea, este o foarte bună o perioadă în care să-ți analizezi viața. Să-ți iei de la un capăt la altul și să vezi unde ai greșit, unde ai făcut bine, ce poți să faci, cum poți să încerci să învăț. Deci pentru mine pelerinajul a fost o metodă de introspecție, de plată. Și cel mai mult m-am întors cu niște răspunsuri. Chiar și pentru evoluția mea spirituală. Pentru că m-a interesat bine de ce sunt. Apropo de icoana făcătoare de mine, de la Mănăstirea Bistrița. Mi-a trebuit 2 ani să înțeleg că acolo este altceva. Am zis, prima oară m-am dus ca vițelă. Am zis că trebuie așa de răsut de fapt. Eu. Dar am următor să vezi cum a trecut atunci anul pe sub masă. În patru la mea. Repede. Mi-am făcut de mai mult. Deci pentru mine pelerinajul a însemnat o formă să ajung mai aproape de mine, mai aproape de Dumnezeu, să învățesc și de răspunsul pe care aveam nevoie în momentul respectiv. Da. Am mai pus pe gânduri. Întrebarea este foarte frumoasă și e chiar întrebarea care mă interesează pe mine cel mai mult. De-aia te-am și lăsat. Mă interesează și răspunsul tău și altora. Până la urmă este subiectul cercetării pe care o fac. Pot să spun că am făcut pelerinaj și am văzut pentru ce merge lumea acolo, ce caută, ce găsește. Și poate că n-am un răspuns, pentru că am foarte multe răspunsuri pe care încerc să le înțeleg și să le categorisesc cumva. Cert este că cercetând pelerinajele, a trebuit să fac multe pelerinaje. Cred că în ultimii 3 ani jumate de când am început cercetarea, am făcut peste 30-40 de pelerinaje în toată lumea. Răspunsul este că... Faci o carte? O să fac și o carte. O publici la mine? Sigur că nu. Deci prima nu mai vezi că am dovada, am dovada... Prima ofertă. Deci m-a apropiat foarte tare de Dumnezeu. Deci această căutare mi-a deschis o cale. Și calea asta a fost către Dumnezeu. Sub toate formele ei. Gândindu-mă că până la 40 și mult de ani am fost ateu, am fost crescut în această credință. Așa era societatea. În această lipsă. În această lipsă, da. Și vorbind această cercetare a făcut o descoperire că există și altceva. Și altceva ăsta pot să spun că chiar m-a pus pe gânduri. Și mi-a restructurat toată cunoașterea. Implicit neuronii, pe loc, cunoașterea asta era neuronii. Și lumina. Cu alte cuvinte, mare poziția la față de Dumnezeu. Opus. Asta da. Domnule doctor, a reprezentat un loc de studiu. Ce? Apropo de un loc sfânt. Bine. Ce se întâmplă? Știți, la un moment dat aveam un duhovnic. Și Părintele Pantelimon. Părintele Pantelimon era un tip extraordinar, special. Mă rog. Nu știu dacă puteți să vă imaginați. Eu cred în aparițiile lui Arsenie Boca sau... Când eram student, îl vedeam cum se roagă la mine în cameră. Deci, mă trezeam, aveam un lumină la și îl vedeam în picioare. El se ruga numai în picioare.
3 ore, 4 ore să rugăm, stând în picioare, să când el consideră că deci nu poate să stea în fața lui Dumnezeu, ci să stea în picioare. Deci, și la un moment dat zice Părintele Arigatu, hai la Ierusalim, la Mântul Sfânt. După care Părintele mă zice, ce să caut? Și zic, cum? Deci pe care mergea cu Dumnezeu să se la mormânt. Cum? Adică să se la mormântul Sfânt. Nu înțelegeam. Până într-un moment. Momentul în care ai relația cu Hristos, momentul în care ai relația cu Dumnezeu, băi, nu te mai duci la sarmi, zice Tuza. Nici la mormântul Sfânt. Nici la mormântul Maicii. Când nu mai ai nevoie. Cât cauți? Că de fapt, ce fac oamenii ăștia în peregrinaje? Ei caută. Îl caută pe Dumnezeu. Dom'le, dar dacă l-ai găsit, crezi că te mai duci în peregrinaje? A, poate te duci să mănânci un mic, sau... Dar niciun caz, pentru că deja l-ai găsit pe Dumnezeu. Peregrinajele sunt o căutare a Dumnezeu, spune. E, în momentul în care l-ai găsit, nu mai ai nevoie nici de asta. Dar, pe calea asta, pe calea găsirii, sau pe calea către Dumnezeu, pe imagine sunt un lucru ok și cred că foarte important în emoție spirituală. Cred că poți să mai faci pelerinaje și după acest punct. Și știi de ce? Pentru ceilalți. Pentru ceilalți, pentru mulțumire. Dar nu poți să-i mulțumesc acum așa? Deci ai relația personală. Ai relația, m-a întrebat odată un om, apropo, zice, bun, și până la și zic, nu, zic, vă fac un poster mare, și îl pun la birou la mine, la cabinet. Veniți. Și băgați pe aia într-o cutie. Și plec. Ok, poate nu are legătură cu subiectul discuției. Deci, pare. Pentru că e vorba de spirit. Tu cu ei mulțumesc. Eu nu mulțumesc locului peregrinajului. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu cel viu care e peste tot. Și mulțumesc, să zicem eu, sunt moaștele, sunt sfântului respectiv care este la rândul lui viu. Moaștele alea nu reprezintă decât oasele unuia care a fost, dar nu reprezintă pe Sfântul. Deci poți să am relație cu Sfântul Calinic, aici, fără să mă duc la cea mică? Ok. Bun. Trebuie să mă duc neapărat la cea mică. Da, dar vreau să zic că știi că e foarte multă lumea care nu știe să spună mulțumesc. Ah, de-aia poți să-i mulțumesc oricum. Corect. Okay. Bun. Deci, ca o formă de mulțumire este absolut corect și este absolut corect să îl ajuți. Acum stau să mă gândesc, cred că totuși mi-am mulțumit destul de Sfântul care mi-a filmat cu cine și acolo nu e. Asta în paranteză și sunt destul de care nu știu să primească recunoștința. Asta, din păcate, e un adevăr. Ca o concluzie, în sfârșit de emisiune, ce le spuneți celor de acasă, ce le transmiteți? Mă întreabă lumea cum pot să-și plătească karma. Karma fiind păcatele care venim de altă dată. Ale noastre, ale neamului. Ei, peregrinajele sunt o formă de plată karmică. De ce? Pentru că într-adevăr, și aici a spus la mine Părintele Adrian, până ajungem noi să avem o relație personală cu Dumnezeu, avem nevoie de Sfinți ca să ne ajute. Și mai o chestie, apropo de terapie. Știți ce spunea un psihiatru? Adică profesorul George Enescu. El spunea că psihiatru, care înseamnă, de fapt, medic de suflet, în traducerea, trebuie să ducă pe pacientul psihiatric de mână până îl ia Dumnezeu din nou sub aripa lui. Adică, omul, prin păcat, să ne vadă Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să vină să te ia, pentru că tu trebuie să te întorci. Și aici intervin medicii, terapeuții, sfinții de dincolo. Și atunci, ceea ce e important, apropo de peregrinaje, este să înțelegem că ne pot ajuta în emoția noastră personală prin răspunsul pe care le găsim și prin ajutorul celor la care facem peregrinaje. Da.
E destul de complex și complet răspunsul. În foarte pe scurt și în câteva cuvinte, pelerinajul este, cum am mai spus, o cale către divinitate și o cale către schimbare, o cale către vindecare, o cale către fericire, către bucurie, către armonie. Către Dumnezeu. Către Dumnezeu. Toate atributele astea sunt ale lui Dumnezeu. Un singur cuvânt, este o cale de a vedea pe Dumnezeu. Am și eu ceva de gând, că am o problemă apropo de fericire. Trebuie să propovăduiesc prin fericire. Doamne, Dumnezeu este fericire. Nu pot să intru în Dumnezeu nefericit. Nefericirea mă spate în afară lui Dumnezeu. Deci, ca eu să intru în Dumnezeu, trebuie să fiu fericit. Deci, din cauza fericirilor, faptul că Mântuitorul a zis fericiți cei ce plâng, că cei se vor bucura, să nu mai știu exact cum a zis, din cauza asta s-a perpetuat ideea că nu poți să te bucuri din plâng decât în cazul în care ești nefericit pe pământ. Greșit. Dumnezeu nu ne vrea nefericiți. Dumnezeu e un părinte. Pe ce eu vreau să-mi văd copiii nefericiți? Și atunci, aici se pune problema. Doamne, vreau să vă spun ceva. În momentul în care o să-L găsiți pe Dumnezeu, o să fiți fericiți. Și nimic, că asta este frumos. În momentul în care L-ai găsit pe Dumnezeu, nimic nu te mai poate face nefericit. Pentru că orice, în comparație cu găsirea lui Dumnezeu, nu ai nicio valoare. Mai avem suferințe mici. Corect, că suntem oameni. Și Hristos a avut suferințe mici. Dar, în general, în momentul în care L-ai găsit pe Dumnezeu, prin asta se recunoaște un om. Că El e fericit. Un om nefericit nu poate să fie în Dumnezeu. E în afara lui. Pentru că Dumnezeu este fericit. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această seară și vă mai așteptăm cu drag și altă dată.